Silvio Munteanu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Sfârșit de aprilie, bună seara, Silviu Munteanu sunt, suntem în vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu 4, suntem și live pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră, dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi apreciate, ne-ar face ceva mai vizibil. Alexandru Duțu, este prezent în această seară. Aici? Bună seara! Prezent! Bine ai venit! Prezent, cum se spune! <laughs> mă gândesc că de când am început să îmi dau cu părerile pe aici, pe la radio și să țin acest podcast, cred că ești a patra persoană, ceea ce pentru mine e puțin îngrijorător, care este absolvent de filozofie wow. și care stă pe scaunul ăla. Nu știu dacă să mă îngrijorez eu totuși. Bine ai venit! Bine v-am găsit! -a uitat, mă uitam, astăzi mi-a apărut o știre în feed cum că Netflix lansează serialul The Expectings, Expecting, care, în care este vorba de un cuplu, un el și o ea, da? în care el este însărcinat și așteaptă un copil. Și ce este amuzant dacă te uiți la afiș. Ea îl ține pe el în brațe, da? cum ține bărbatul o femeie însărcinată, iar el este asiatic și seamănă aproape izbitor cu, cu judecătorul Daniel <laughs> cu Cristi Danileț. Băi, aș vrea să Danileț. Uh, dar chiar dacă a început așa, am văzut o știre azi că într-o pușcărie de femei, cred că prin America, două deținute au rămas ambele însărcinate cu colegul lor pușcăriaș care era transgender să știi că a mai fost o știre de asta, s-a întâmplat într-o pușcărie în Mexic prin anii 90, în care un el a reușit să împăcălească realmente toate autoritățile și la vremea aia nu nu era tragic. Nu, da, nu era la modă, nu puteai să te dai ce a vrei. A fost înainte știi? să fie cool. E, da. Rezultatul a fost foarte interesant că după șase luni s-a denunțat singur. Și s-a cerut la bărbat. Da, a fost, urma. cred că a fost o ceva presiune. Am mai vrut să facă și altfel de sex. E, nu, nu le ești nici la ușor. Și la noi a fost un caz cu un deținut Borcea care lăsa gravide foarte multe femei în perioada de detenție. Băi, nu, câți mă... copii a făcut în pușcării Nu știu. Nu le mai știm numărul. Mai mulți, nu? Nu, dar cineva trebuie să ne reprezinte cu onoare, iar domnul Borcea este cap de afiș aici, adică jos pălăria pentru domnia sa. <laughs> în altă ordine am de idee a murit și ciomul dacă trebuie să... Sa... da. Băi, deci cum e mă, să, să fii doctor o viață întreagă și să intri în istoria așa ca un... Măi, și am citit, mi-a spus cineva că s-a apucat să citească ferparul ăsta cu ciomul și spune, băi, eu acum citind am văzut niște mărturii de ale studenților care spuneau, nu, domne, totuși nu era un, era un om de treabă și una peste alta citise omul care mi-a spus că de fapt el ar fi avut un fel de AVC în timpul operației și nu l-a mutilat pe ăla, cum s-a spus așa de dragul senzațional, ar fi tăiat o arteră care alimenta instalația. deci spunea omul, uite mă, ani de zile l-am ținut pe ăsta de nenorocit de așa și acum citind, oamenii spuneau, nu domne, era un chirurg serios, își vedea de treabă, a avut un AVC, că ce călea și spus la da, ea, domne, mi-e rău în timpul operației și a tăiat o arteră, nu știu, s-a dus un centimetru mai așa. Asta este cumva o poveste de pe vremea când presa era a patra putere în stat? Păi și acum, acum e prima. <laughs> Stai că a ajuns prima. Nu știu ce să zic. Mi se pare că am ajuns în punctul ăla în care adevărații idioți utili îi fac idioți utili pe ceilalți. S-au întors lucrurile. Bă, dacă toată viața am fost inutil, măcar ca idiot să fiu util, știi? Totuși, pare singura soluție să devin util după ce mi-a spus, stai că mi-a viață, băi, vezi mă, că n-ai să fii util toată viața. Zic, uite mă, că am găsit, în sfârșit sunt și eu util. Cum? Sunt idiot util. Uite. A venit societatea, da, să, să, ne ajute. Uh... Nu știu cu ce să încep cu tine, mă uitam la altă știre în da, aceste cu zile, a apărut da. domnul Ciolacu, da? Domnul Ciolacu da. care este președintele Partidului Socialist Democrat și care este și la guvernare acum. Social? Social Democrat și care este și la guvernare acum și care, mă rog, nu e ca și cum nu știam, dar Faptul că a venit de la el... Ce a vrut să spună, de fapt, și în ce scop a dat uh, drumul la această informație, și anume că în perioada pandemiei, România a cumpărat 100 de milioane de doze de vaccin pentru 16 milioane de oameni, pentru suma de 730 de milioane de euro. Da, asta știam de atunci. Că am dat vreun miliard, un miliard și ceva. Da, da, a venit tocmai de la el, înțelegi? Și uh, practic n-a făcut decât să-i mai tragă una la joale Bănuiescu lui Orban. Și câțu cred că a cumpărat. Cred că pastea multe mai mult câțu. Nu? Că noi am da. luat o niște doze mi se pare să facem uh, la aer, poți da-i puțin. Una, două de om și pormă mi se pare câțu s-a întrecut pe el și a zis hai să mai luăm încă 10 de om. Nu e cam așa, mă, vreo 10 de cetățean. La cam 20 de euro bucata. Cam așa. Nu știu era. cât au fost, că nu. Știu că a zis câțul ceva foarte frumos. Au luat un ideal cu. Haideți, domne, pentru ce ați dat un miliard, pa care, uite, expiră, trebuie să le donăm. Nu credeți că ar trebui să fiți anchetat sau cam așa? Și el a spus. Doamna Ursula a vorbit, dacă vreți să o anchetați pe doamna Ursula. De ce l-a dat? Păi el cumva a dat-o corect pentru că toată lumea așteaptă ca doamna Ursula să fie anchetată no, și așteaptă știu, ca da, doamna poate, viitoare domnul, candidat la președinția României Vezi umanis. mă săraci, aici au totuși securiștii nenorociți bătrâni erau mai bine organizați nu făceau prostii din astea știi, nu s-a să se condamne, să știi, era mai o mafie mult mai bine pusă la punct Asta pare mai dezlânat așa mafia asta e mai de strânsura, așa, știi, înainte... Și tovarășul Iliescu, cu greu ajunsese să-l critique pe Ceaușescu, știi, doar așa, în fazele acute. Dar, în general, știi, era treaba aia. Partidul și când greșește, are dreptate. Nu prea te apucai să spui că, tovarăș a fost și neîmpliniri. Sau nu spuneai atât? Da, acum să vii să spui doamna Ursula... Nu se cade, am înțeles. Nu vă... Uh... Păi mai devreme sau mai spun... târziu Probabil la, la, la școală Cum aveam tablou cu Ceaușescu, O să avem un tablou cu doamna Ursula Pe de-o parte mm, și pe cealaltă aia, parte cu doamna Chiove Și marele salvatoare aia, ale da. Știi totuși dacă mă... acum o să ducă ea să întrebe Pe doamna Ursula în direct ca să-l pună băsta. Doamna Ursula numai puțin știți ce a zis Florin Cățu din România <laughs> Cum se păresc ele Între ei ați auzit Dar cine-i Florin Cățu Păi a fost nu știu dacă mai ține Era un băiat mititel așa venea el cu pieptul în față, așa. Știi ce a zis de dumneavoastră când, spunea oia în doctor și director. A spus la mă scuzați, n-am zis eu, știi, și urma o cară în asoală în jurătură, dar el avea toată bucuria să o aibă pe buze. Nu, dar el a zis, noi a zis, nenorocit o stată director a zis el, nu eu. Mai am, am dezvoltat după o vârstă un filtru, știi cum avem toți filtrele noastre de a, de a percepe realitatea. Al meu este unul freudian, și când mă uit la câțul, așa, mă scarp puț puțin în caz, zic, Băi, nu le face ca și la, cum îi zice, ca și la Cristi Daniles. nu le face totuși un tip de test înainte ca să întreb politică sau păi orice instituție. mai asta, înainte, ticăloșii aia pe care îi recruta securitatea. Cum se spunea în ultimii ani, lua din locul 1, 2, 3 din facultate, știi, de obicei, nu prea. a scăzut nivelul, da? Da, și aveau. Și la luai de la electronică, de la asta, îl luai din timp, aveau, repet, ticăloși, erau niște norociți, dar totuși aveau. <răză> Aș vrea să încheiem pe asta cu domnul Ciolacu. Păi, și Trebuie... Ciolacu ce să fac acum? Păi. Uh... Treaba Și întrebarea care se pune este, în mod normal, după 2 ani de pandemie în care am înțeles s-au cheltuit din rezervele României o grămadă de bani, nu prea știm cum, n-ar trebui totuși Parlamentul, statul, instituțiile de forță să se adune cumva no. și să spună no. băi? No. Știi, zici, direct până să termin. Tu zic nu, nu, no, n-ai no, cuvânt. Corupție, corupție. Corupți. Cum, cum, zicea Leana Ceaușescu, știi lui Pârvulescu ăla când spunea, tovarăși, și am cerut și eu cu... N-ai nu-ți dau cuvânt. Păi de ce nu? <laughs> nu dar mai ții minte? Da, da, aia, Nu, nu, nu-ți dau cuvântul, nu-ți dau cuvânt, <laughs> nu, cam așa, nu. Nici Stai, nu știu, uite, n-am urmărit să... dacă s-a întâmplat asta depinde Poanta de Poanta e că țări. sunt și perisabile, știi, că dacă cumpărai, nu știu, niște europaleți sau niște greens de fier Stai să mă faci că, un uite, izoletele nu sunt perisabile. da, dar nu mai avem, ai văzut cum a spus Sara Fadla, mai acum câteva zile. Nu mai e de actualitate strategia cu izoleta a căzut, pentru că nu mai avem izolete. Stai <laughs> să dea un motiv medical. Deci le-au vândut la second hand nu sau știu, ce s-a Nu știu, sunt în Ucraina. nu știu. Dar asta e nasol cu astea, că și perisabile și cred că te costă. Mă gândeam și așa, băi, nu mai energia să le ții la minus 70 de grade, că mă gândesc dacă frigiderul meu consumă vreun kilowat jumate, nu cam așa pe zi un frigider. Că acum știi că trebuie să ne facem calcul da. să ne cadrăm în aia 100. Și am Stai început să 100. mă întreb cât consumă fiecare bec din casă, ca în 87. Când alerga bunică mea mi după mine, stinge lumina când ești din cameră. Uh... Nu, și mă gândesc cât consumă să ți la minus 70 de grade. Că al meu ține la cât? La vreo 5-8 grade, cam așa, de nu? Deci dacă la un kilowat jumate regulă de trei simplă e așa, asta spun, e că -s și perisabile. Să le donăm, am înțeles că donăm, dar nu mai avem niciunde să donăm. De, în Ucraina putem să în gaura neagră. Păi cu... Aia, cred că sunt mai puțin vaccinează. Mai, cu noi. Pe vremea lui Ceaușescu era, ce era foarte interesant, la nivel de construct social, era că aveau odată elita, mă rog, constructul de partid da, membrii de partid care erau vreo 4 milioane din 23 cât eram atunci și ei aveau o ierarhia lor și mai erau oamenii Bine, ierarhia de... era doar în primii 20 de mii, maxim cu siguranță Restul e, erau așa. Și, cu, și mai aveam și o ierarhie paralelă de securiști și bai. te trezeai, hai să zicem în calitate de director de școală Că nu puteai să ai atâta autoritate cât ar trebui să ai un director de școală, de pildă, cu secretara sau cu temirce... No, Șoferul și... uneori. Da, și întrebarea mea este cum se transpune asta astăzi, în zilele noastre, în care, ma... uite, nu e ok să vorbim despre doamna Ursula, doamne... Și nici despre ce ar trebui să facă doamna da, și doamne. nu am, am zis, mă, să vorbești. Hai să vorbești cum trebuie, bă, băiatul. nu am să dori să nu vorbește, doamne, cum trebuie. Dar apropo de ierarhii de astea, nu mai știu când am auzit eu pe la 12-13 ani, așa când începusem să învăț. Și vorbeau oia părinții sau cu niște musafiri. Și am auzit chestia asta, tot apropo de ierarhii informale. Dacă o cunoști pe secretarul lui primul secretar sau pe șoferul lui, ai o intrare mai mare decât orice director din primărie sau nu știu ce bine cum era atunci, nu era primărie, nu mai știu cum să numeau. Deci șoferul primul secretar care îți dai seama, ăla e căra și amanta, era foarte valoros, știi, ca putere. Că nu era doar un simplu șofer, știi, ducea mâncare, carne aia pe unde trebuia repet plimba manta. Cred adică... că și dress code-ul era puțin mai curat. Exact, l-avea și l-avea pe ăla la mână cu mai multe și ăla cred că dacă se ducea și cerea primului secretar ceva, avea mai mare succes decât un director oarecare cu care altfel ăsta avea o relație strict profesională, să zicem. Și asta îmi țin minte. Bă, dacă ai o intrare la șoferul lui sau la secretară care probabil secretară era amanta, nu știu zic așa, erai mai sus în ierarhie decât un director de termocentrală. Este, asta funcționează, ce spuneam eu, funcționează și la nivel de discurs, discurs public. S-a schimbat discursul public. Și cum să spun, dacă eram obișnuit de pildă cu puseuri, în opinia mea, feudale, de cenzură, da, aici, în nenorocirea asta noastră la Estul Europei, care și asta funcționa foarte interesant și tu, cred că știi mult mai bine decât mine. Spre exemplu, lucrai în redacții și aveai o idee, da? Sau aveai o anchetă în cap. Uh, și ți se spunea într-o primă fază, băi, nu prea e de interes. nu, bă, cu făcea Elis, nu e momentul. Da, nu, nu e momentul. în anii da. 90 începea, da, sunt eu o măsură foarte bună, da, 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 dar nu e momentul, acum. <laughs> e, eh. Și să văd apucăturile astea de, de cenzură și uh, mergând până într-acolo încât sunt doați oameni afară, au dispărut uh, articole de pe site-uri și așa mai departe. Vă la... S-o văd transpusă la CNN? Acum vreo aproape 20 de ani la noi în redacție era o glumă când aveam o nouă anchetă care era mai... Știți, am așa, 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 așa și spuneau șefii, băi, fiatem foarte bună, scriu eu, așa. Și pe urmă vezi că ai un buton backspace acolo Și după ce ai terminat o de scris, O iei și o ștergi așa cu aia cu pe urmă azi. dai save, da A zis, e, Fost să scriu, da scriu -o. Fă o ca lumea pe toată scriu -o. Și pe, pe urmă iau și ștergi o așa rând cu rând cu oaia. Uh... aia nu prea s-a întâmplat Aia glumeam, nu erau de, Erau de-astea mai degrabă care Nu știu cum să zic Nu puteau apărea că deranjeau mai mult sentimente de astea din societate, nu pe cineva anume, știi? Adică zona aia în care totuși nu puteai să faci umor că să supăra oamenii în general, nu? Măi, a dispărut o știre a lui, a lui, Ciucă la un moment dat când a ajuns el premier, când a fost numit premier, a dispărut o, o știre de pe site-ul radioului de stat în care declara, era o declarație mai veche a lui, conform căreia el nu voia să intre în politică. Doar pentru că a spus asta, acea știre a dispărut. Înțelegi, e un tip de. Bine, dar și poștirea. Nu e. cred că a fost o cerere specială venită de sus, a, cred da, că a fost o. un tip de servilism. Știi, încerc da, să, să găsesc. O... Uh, uh, niciun. peternuri despre eu. cum funcționează cenzura în toate structurile astea. Mediale. La care a șters să știa că nu o să aibă niciun succes, dacă să se vadă că el a făcut ceva. Știi, cam așa, băi, nu este nimic. Dar... Utilitatea, <sus> și da. Mai rău faci dacă putea și el să iasă să zică nu tova, doar și Iliescu n-a zis că nu -i participă la alegeri din ianuarie 90 când a zis că FSN nu va participa și pormă a zis da mam -am mai gândit. ce să facem sau cum știu că țin minte că povesteau ziariștii mai bătrâni că a spus CTPU când uh, tot uh, era ales șef la Clubul Român de Presă. Nu mai știu, și inventa serie, o treabă de asta. Probabil știu, o am și fost așa. și eu, știu. Dar o treabă serioasă, nu a era avut chiar așa. un bă. mandat al doilea și ea vorbit să fie cumva limitate mandatele. Și când l-a câștigat el pe al treilea sau pe al optelea sau ce tot acolo, neconstituțional, cum ar veni, la a așa. Dom'le, n-am mai vrut să candidez, dar m-au rugat colegii mei. Știi, cam așa și cu... Știți, m-au rugat colegii mei. Rămâsese de câte ori făceam o prostie, spuneam asta. Eu n-am vrut, dar m-au rugat colegii. Așa și ăștia care să răzgândesc poate să vină să spună eu am zis că nu candidez, dacă m-au rugat țara. Că și l-a rugat țara. Eu tot face Cristoiu o comparație de... Eu îl urmăresc pe Cristoiu dimineața la cafea Printre știrile pe care urmăresc Este și vlogul lui Cristoiu Și face o comparație între Ciucă și Brătianu Zice băi sunt pe acela scaun Hai să vă explic da. Și uite ce a făcut Brătianu Și uitați-vă la Ciucă L-am auzit pe Ciucă Că ieri mi se pare că a inventat cuvântul Care cred că o să facă carieră Siguranțat Siguranțat, Siguranțat. da Siguranțat băi încet încet cred că asta, o taie. cred că este o traducere aproximativă din engleza lui secured Ce că o fi vrut să, Ce zic. Fi vrut să zic mă da. acum când toată lumea vorbește româneza asta ciudată până la urmă poate că e lăudabilă tentativa lui de a trece în română <laughs> știi n-a ieșit dar măcar tentativa a avut-o să zic în românește ceva <laughs> Nu ți s-a părut bizar în momentul în care a început războiul să spui a, de aia avem un, avem un prim-ministru general? Am auzit și eu varianta asta. Nu știu cât de... Că generalul poate să-și facă treaba și dacă nu-i prim-ministru. Cred. Nu știu dacă... Adică nu știu dacă ne prindea mai bine războiul cu generalul prim-ministru sau cu el ne prim-ministru, ne-a căzut în avion și așa și formă un elicopter. Adică... Da, mă gândeam și asta e adevărat, ajunge și acolo. Era, gând... Adică dacă ne-au murit opt oameni într-o seară, deci a căzut un avion care a, a transmis la bază, pe e vremea nasoală, o să pic, a picat. Și pe urmă, tu trimiți la 10 minute în elicopter care am înțeles că e și mai vulnerabil la vremea nasoală decât avionul. La zbor, nu știu, cu chiciură, cu... E, întrebarea e dacă am reușit să omorâm 8 oameni într-un sfert de oră cu generalul prim-ministru, dacă nu era prim-ministru, ce bilanț aveam. A mai fost și cazul cu drona aia care a trecut țara și s-a oprit nu, în... Da, Zagreb. Nu, s în Zagreb, da. În fine, și nu știm nimic mare lucru. Bă, acum ce să facă și ei, mă, săraci? <laughs> uh, am spus asta pentru că mă gând... Mie nu mi se pare că... O să merg mult în spate. Mi se pare că de pe vremea lui Adrian Năstase nu prea mai avem politică externă. Parcă suntem așa. Nu mai avem Băi, nu ambasada Băi, Statelor Unite, nu mai are nici ambasador. Adică probabil că nu mai e nevoie. Păi nici până la urmă ce politică externă am avut noi vreodată. Stai, de la, stai mă, că am avut. De la Regina Maria stai. nu prea mai avem politică externă. Ce am mai făcut? Am mai luat act de dictatul de la Viena, cam așa a fost, de la Regina Maria când am luat niște țară și ne-am făcut-o, pe urmă politica externă am spus, da... Am mai semnat niște tratate. Da, am rămas Uite. fără, nu, am, luat, am, am trimis, cum se cheamă, confirmare de primire. Da, am primit că ni s-a luat Ardealul, cam asta a fost politica. Vă rog, semnați că e cu confirmare de primire. Deci Ardealul și Basarabia luate. Bine, semnați-mi și mie aici. Știi cum îți vine de la, a venit de la fan curier i-a venit, sunteți acasă între 8 și 5? Și când ți-a dat, domnul Caru, semnați și mie aici, deci mi-ați adus ceva? Nu, v-am luat ceva. Să-mi semnați și mie, vă rog, aici că nu mai aveți... Fi fost radio Erevan pe vremea aia, Cam așa. sună și de radio și formă politică externă cu român vor între Cam atât a fost politică externă care s-a terminat și aia. Suntem în niște alianțe, iată totuși, așa cum funcționează ele. Da. Plus în seara aia când, a, când au căzut întâi Migu și pormâi în copterul, băi, eu personal m-am panicat, m-am panicat, mi-am -mi pus un semn serios de întrebare. A început uh, Balșoi Jihad? N-a început Balșoi Jihad aici? A fost o eroare? N-a fost o eroare? Am văzut zilele astea pe, pe YouTube. YouTube-ul este în continuare, pare, suficient de liber. Am văzut un, un, cadru militar de rang înalt al Statelor Unite care spunea, care a luat în calcul faptul că este o pierdere a NATO acel avion păi și că există mari șanse să fi fost o eroare cu Ucraina. Ah, Dar asta e mișto, știu. sună cumva când pierzi ceva să spui că e o pierdere în NATO. Adică noi am intrat Asta în NATO titl, cu pierderile. Asta era titlu vinde, știi? da. Noi intrat cu pierderi. Bună ziua, domnule, noi înainte când picam un avion în 98, pica ca cap proștii. Acum picăm și suntem pierdere în pierdere NATO. Înțelegeți? <gântu> adică e altă greutate. -ne. acum suntem la pierdere în NATO. Bă, e un avans. Știi? E ca și cum mi-aș lovi o mașină, acum o lovesc. Eu dacă o lovesc mâine mașina, nu-i pierdere în NATO, că nu suntem în NATO. După care imediat au urmat cozile alea la benzinărie. <gântu -i> Băi, aia chiar a fost o fierdere NATO, dar din buzunarul meu, deci nu mai deja... Nu că deja eu am luat măsurile și lupt cu ăștia, n-am mai pus benzina de nu știu când, deci am, am redus, în ce mă privește, am redus dependența de gaz rusesc. La 1 aprilie ne-au oprit ăștia Ni s-au recomandat Cândura... să facem și mai puține dușuri sau mă Da, ruț, da, simă, păi păcă, nu dar... că venind cu autobuzul în coace am văzut că sunt foarte mulți oameni care deci să luptă pe 368 împotriva <laughs> lui Putin Deci nu știu Putin, părerea mea că a încurcat-o La cum mirosea în 368 erau numai oșteni erau două divizii de antiputiniști Pe de altă parte, iată, domnul Vasile Dâncu a mărturisit Ai fost aia cu copii orfani? Nu. deci el, A, el, care i-au zis, da, dar n-am citit știrea. Deci, el, el și-a justificat faptul că o să mai dăm mm -hmm. uh, niște bani pe niște avioane, pentru că. Băi, deci ce imaginație trebuie să ai? Pentru că am mărturisit că 11 copii orfani uh, din Constanța l-au rugat să nu mai luase piloții să zboare cu avioane rusești. Iată da, ce știu. preocupări au copiii, nu știu, orfani, Dumnezeule. De unde o fi venit asta? Băi, nu le face. Revin la această întrebare. Nu le face cineva niște teste înainte să da. -o, o funcție? Da, stai mă, că noi am avut unii care au murit, nu știu, în 2004, 2002. Copilul rămas orfan în 2002 are 25 de ani, probabil, acum care copiii, că, că am tot pierdut, ștai, nu pierdem de ieri de azi ca să mai fie copii. Dar nu știu câte avem F16. Facem față fără... 17? 17 bucăți toate, nu? Și cu prima tranșă și cu a doua. Mai vin 32. Cum? Mai vin 32. Mai vin 32. E eh, bun, nu a, te uita deci la bani. Deci avem 17 deocamdată. Păi a venit domnul Ursula să... Și eu, se vreau și eu două, știi, să... să zici acum, te bagi. Câte sunt 17? Două vreau și eu. <laughs> să fi. Tu cere două să-ți rămână unu, Asta mi-aduce aminte de, cred, o rugăciune a lui Tătelu din ca să avem cu domnul, vre, vreau din lumea asta ce e mai bun din fiecare câte două. Da, Iată. Exact, tot. Sau cum era bancul cu ăla cu rusul cu peștișorul de aur știi cum îi dădea o sticlă de vodka care nu se termina niciodată oricât punea din ea îi mai ia să umplea deci putea să pună oricât și el a zis vreau două măi revenind la, la statul paralel și la faptul că, faptul că a scăzut nivelul de educație în ultimii ani mi se pare că a scăzut nivelul de educație și la statul paralel și la tot ce poate să dea el acum Uh, mai mult am avut, uh, am avut recent și această problemă cu uh, problemă să zicem știre, pe care noi bineînțeles o știam, dar uite a venit uh, și oficial. Domnul președinte Băsescu da, a fost dovedit uh, cu acte recunoscut oficial ca turnător la securitate. O săptămână mai târziu, doamna Udrea este încă în Bulgaria, nu? Păi ce cau... Uh, are decizie definitivă să se întoarcă, nu? I-au dat știu. ieri. -am mai urmat. Aha, au văzut la TV, au zis gata. Sau o mai avea vreo cale de atac, nu știu. Cred că. Cinci zile, dacă să fac apel. A, mai are un apel. Cinzile, da. Mulțumim, mă să-ți dăm microfonul. Da, ta, și asta ta, ce ta. să mai bucură să. Încă cinci zile. Mai stai cinci zile în Bulgaria. Ei. și trăgând o linie acum, și uh, uitându-mă retrospectiv la, uh, la ce putere a avut la un moment dat Traian Băsescu aici în țară. Și la cât de bine cunoștea el după propriile lui spuse uh, serviciile secrete și cum funcționează ele, uh, respectiv statul paralel, recte statul paralel, băi, n-a reușit să-l dea jos pe Arafat. Mai cum... ții minte? Ce răzmeriță a, stat... a ieșit da, în stradă da. da. într-un ianuarie cu în foc? 2012 parcă a fost, nu? Da, da, da. Știu că râdeam atunci că răzmerița a început de la dacă serviciile de salvare să fie doar private sau și de nou, cam așa, cam Ceva, ăla a da, fost da, da, Și când se băteau oia cu foc pe acolo, mă întrebam, zic, băi, dacă din ăștia care au ieșit în stradă să nu existe salvări private, îl lovește vreo ceva pe acolo, e de acord să le o salvare privată sau nu? Hai vedem. Asta mi se pare niște. Să ieși la bătaie împotriva salvărilor private. Ce faci dacă te lovește, Doamne ferește, un molotov din ala? Mi-aduc aminte... Uh... Băi, Arafat, într-adevăr, s a mai zis cineva, nu știu... Acum când tot schimba becalii în toamnă, antrenor, și îți spuneam, Băi, Gigi, pune-l mă pe că pe ăla nu mai schimbă nimeni, nici de la Steaua. Deci e singurul care n-ar mai putea să-l schimbe nici Becali. Probabil că mai devreme sau mai târziu am așa o bănuială că va fi sacrificat pentru... Până la urmă, acum depinde și cum ești sacrificat cred că știe, nu, cred că se va retrage la un moment dat eu. Mă gândesc totuși, mă, mă gândesc totuși. O să roage colegii, întâi o să zic că m-au rugat colegii. Măi, eu mă gândesc în felul următor și anume că uite ce s-a întâmplat cu uh, uh, foștii mari lideri politici uh, din anii 90-2000, uite ce s-a întâmplat cu Năstase, uite te ce se întâmplă acum cu Băsescu, adică mai devreme sau mai târziu sistemele pe care ei le-au format, sau mă rog, la care și-au adus da, apropo, i-a înghițit cumva că... și le-a le dat-o la cap. Eu nu cred că a format Băsescu treaba aia, aia era făcută, funcționa, aia l făcuse pe el, sau și aia l făcuseră cumva. Nu, cred că o face Băsescu. Hai să fie. Dacă aude Iliescu că a făcut Băsescu, securitatea moare. Cum a făcut-o Băsescu? <laughs> Sau mai erau din ăștia polit. Nu mai știu cu ea am vrut eu să iau un interviu, dată mai trăia. Unul din grei ăia primii, avea vreo 90 ceva de ani. Băieți de aia de primăvară, uite că nu mai știu cum a asta. Cred că fusese și prim-ministru. Și asta spun, dacă aude un verdeț care a murit sau dă știa că a făcut băsesc cu securitatea, ai mă, fugi de aici dacă a făcut băsesc. Bă, el n-a spus că a făcut-o, el ziceam, a spus că știa atunci, că știa, că atunci, știa, că știa că cum știa. funcționează. Normal că știa cum funcționează, păi, acum n-a. Păi a știut, dar uite că n-a știut, n-a estimat foarte bine. Eu cred că acest... Nu se mai numește securitate, se numește stat paralel și acum funcționează cumva, a. sunt alte lupte și alți oameni și alți actori și, cred, alte, cum îi zice, alte strategii de luptă. El a crezut că o să fie și el mai, cum pățesc toți până la urmă, știi? Dar dacă se întâmplă la un moment dat, de pildă, nu luăm acest scenariu, că cu ordin sau fără, va trebui să stabilim pe ce s-au dus banii ăia aiurea în tramvai în pandemie și cum i-am cheltuit, unde am greșit, la unde și ea a fost corupție și avem vinovați. Uh, cred că a, e limpede de ce cam capete o să cadă când păi, va fi nevoie. Îți dai seama, da. Ce mi urât. Acum ce să le fac, mă ne -ne, știi și cât subine bine, cât sub săracul cu părul la vopsit? Ca asta era dilema în primele, lui luni. Băi, își vopsește părul sau nu? Părul la muri și îl vopsește. Dar nu iese vopseaua de păr cum trebuie. Deci am văzut eu se vede, nu e... Băi, dar ce s-a întâmplat în PNL? Că... Adică așa peste noapte echipa câștigătoare de cu șase luni brusc s-a transformat în... ce să faci, dumne, așa a mers treaba. Rareș Bogdan. Păi dacă așa în direcția asta a mers treaba. Da, săracu, cu câțu. Da, întrebarea mea, e așa. Știi că dacă te pe la universitate, de pildă prin centru, mai vezi niște stenisilor de alea pe perete cu câțu salvează da, economia, bănuiesc că el și le-a făcut eu singur. Peste tot, da. A venit a doua zi murdar pe mâine de pe degete, știi, cu veneam noi cu cerneală în clasa întâi. <laughs> Ce ai făcut, mă, câțu le am pățit că am vrut să-mi și eu ceva până da, de bara. Am fost la barul ăla, știi, care am băut singur cafea. Bă. Bă. Că fi și eu la, la un dat afișe, știi, ca să nu mai dă la unii pe la ziar. Ce vorbești? După primele trei afișe lipite eram plin de arace din cap până în picioare. Deci n-am mai... Am stricat două rânduri de haine. E, uite că l-au dezlipit în funcția de... da, eu mă gândesc așa, mă, la bietul că Dacă ar putea acum să dea timp înapoi, să fie din nou în septembrie când să lupta el, ar mai... s-ar mai băgat încă o dată pe ăsta, Eu cred că el nici acum nu știe ce ar fi trebuit să fac. Știi, măcar Băsescu știe, dacă îl dai un pic în spate, zice, hop, stai bă, cred că uite, dacă aș mai fi o dată, uite, acum aș face așa. Dar cât îmi face impresia că și dacă l-ai mai dat, bine mă, mai dăm o dată să tragi. Uite, te duce în septembrie, nu știe, păsește la fel și acum. Sau mai rău. Adică, săracul părea că n-a știut în ce s-a băgat. Eu zis toți, vezi a mă, Așa mi se pare și mie. Prim-ministru da. nu o să mai fi, adică ce faci? Păi mai apar și eu pe la, și por mă știi cum... Pusese, e, oricum, toate sunt ră... istorice la câțu, dacă observați. Îl pusese răia pe ciucă și el tot apărea pe la televizor și spunea Nicu, știi, când întrebau oia. ați vorbit, să băga și el în stil. Uh, am vorbit este cu Nicu La nivelul verze el da. Cerșetor de atenție tot timpul Ca elevii știu, spun eu tovar și a spun eu am vorbit cu Nicu, stai mă că nu te-a întrebat nimeni nimic. Deci, că dai seama, cred că e la, la dacă se ducea la, la carvangerie, vă dau telemea de astea. Uh, uh, următorul, domnul tu ce doriți? Telemea de asta sau? Doamnă, ce vreau să vă spun în legătură cu politica asta monetară? domnule, zice ce vrei că mai sunt oamenii în sfat. Nu, stați așa să vă explic, domne. Am văzut discursul. Cam așa era el. Întreba cineva, vă place vremea de afară? Deci, domne, strategia țării ar trebui... Hai, mă, un kill sau două, că așteaptă lumea în spate, lasă-ne cu... Cam așa era săracul. Cam ca... Nu, cred că uh, concurează tare cu Joana. Dar n-a avut totuși Joana, a avut Danver, a avut măreție și în prostia aia mai mare decât câțul. A avut și timp să stea, știi? Adică a fost în alte funcții. Dar asta Masador... e o tehnică de discurs public, să, să, să reușești să vorbești fără să spui absolut nimic. Păi Iliescu era cel mai tătic, nu mai ții minte în anii 90. Jumătate de oră vorbea, bine, dar nu-ți dai seama unde a început să nu mai spună nimic. Avea alt tip de învergură. Da, era bun, adică aveai tot timpul impresia că spune ceva. La ăștia îți dai seama din prima la câțu că nu spune nimic. Dar la avea era mai golan. Deci, băi, la fiecare frază era ca suspansul, ca scenariștii de la Hollywood. Era tot timpul suspans, știi, așteptai ceva. La sfârșit, după jumătate de oră, stai, bă, că n-a zis nimic. La câțul sau la ăștia îți dai seama din prima, dar... Asta zic, cred că e cam ca cu domnul Joana, care a primit cea mai bună definiție de la Iliescu. <răzări> nu știu dacă știi, nu prostă ah, nu aia. Uh -huh. Când s-a apucat el, după ce a țopăit cu Mihaela Dragostean, după ce a făcut toate prostile posibile, când și-a făcut el partidul PSRO cu Vanghelie la Dăbuleni, știi, da, fă, da, fă da, fă da, fă el te. un PSD mm. nou și l-a luat pe ăla, l-a lansat Dăbuleni, nu știu ce, Iliescu era la pensie de acum și l-au luat ziariști, nu știu, pe Atena sau unde avea el, birou ceva, dar era retras gagiu Ați văzut ce face domnul Gioană, și face un nou PSD, ce părere aveți? S-a uitat da, nenelul așa... Și a zis cea mai bună definiție scurtă, clară, a lui Domnul Gioana ne arată că dumnealui n-a înțeles nimic din tot ce i s-a întâmplat în viață. Bun, tata! Da, 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 straight to the point. Cârpa ca M-am uitat la... Mă rog, cum consumăm știrile astea despre Balșoi Jihad m-am uitat la cât de prezent a fost Joana pe toate posturile cu putință, acum în calitate de Uber Masturban Führer la NATO și băi, nu a spus absolut nimic din ceea ce văzusem deja la știri. Adică era o știre cu 5 minute înainte și acum a venit Joana care pur și simplu repeta aproape cu aceleași cuvinte știrea. Ce facem? Băi, da, el e simpatic când vrea să pară ferm, și când vrea să pară un pic da, nu-l nu ajută, Băi, stai așa, am zi tu cum știi să zici. Ca să fim foarte clari, știi, și si mai avea asta. Dom'le, și pe urmă când s-a tot concurat el cu Băsescu și la prezidențiale în 2009 și l-a mai caftită la o dată la primăria Bucureștiului. Mm -hmm, știi, când da, l-a întrebat băsesc. cu... În ce, cu măgurele, cu în ce sector măgurele, e? măgurele, măgurele așa. Și e mișto când el vrea să o facă pe Golanu și face de-astea, știți cum se zice, mai zice și una din popor, așa știi, ca și cum deci un băiat din primăverii, băiat de general din primăverii, care vrea să-și dea și el coate cu aia care beau bere pe bordură aici, în apărătorii patrii, Știi? Dar care s a rătăcit la metrou în acea campanie electorală da. la primărie, ca să asta a fost da. și lar, ca să nu spunem așa. Bine mă, eu aș face așa la aia de la NATO. Deci, cu să vorbească pentru toate celelalte țări din NATO, dar în România să fie banat. Că la ea poate ceva credibilitate mai are așa prezumată, știi? Probabil dacă se uită unii din Italia sau din Danemarca, da, vorbește cine de vorbește? La NATO, da. vorbește secretarul, adjunctul secretarului, bă, mm -hmm. fi un om de la NATO, știi, l-ascultă, vorbește curat englezește, E ok, dar aș fi dat directiva asta, știi cum era la alea, bun pentru Orient sau asta să nu se vândă în țara cu tare. Eu nu l-aș mai în România, nu, îți strică mult. Mai să aude că la următoarele alegeri da, pentru președinția României, care sunt peste 2 ani, avem cap de afiș și următoarele trei personaje. Eu spun ce se zvonește, că nu e nimic oficial. L-avem pe domnul Ciucă, îl avem pe domnul Joana, care nu știm dacă va fi de la PSD sau nu. Și se mai anunță doamna Chioveșii. Pe care merge? Mm. Care crezi că va fi? Sau care e favoritul care trebuie să iasă? Păi, eu să știi că de mulți ani joc la pariuri pe președinți ăștia. Și ai singurul domeniu unde fac bani la pariuri. Că am încercat și la fotbal, dar la fotbal. Ți-ai ieșit mereu? Da. Ți-ai ieșit la, la Băsescu Joana atunci? Da, da. Ok? Uh, N-ai dormit bine în noaptea aia? Sau? Uh, păi nu că am plecat de la un prieten eram cu grătar cu tot, a sărit ăla, Mihaela, dragostea mea, hai acasă, închideți tot, s-a stins lumina, am plecat de acolo de la grătar și a doua zi dimineață, băi Și-au de Dar în general, la politică chiar m-am gândit de ce la fotbal nu, că mai să intru și la fotbal, de unde? Nu, nu, nu e Aici cea la politică ei aia, sunt... aia la fotbal mai e o strategie o dată nu mm, și bine. și aia la fotbal le aranjează, dar măcar aici la politică cam știm cum se aranjează, știm și noi cum se aranjează, dacă acolo dacă, dacă aranjează Real Madrid nu meci, noi nu prea știm. Păi zic uh, că vreau acum, să mă bag la Uite, pariază pe Macron, dar deja i-a scăzut cota. Am pus pe Macron. Imediat a avut o mai mare, am așteptat să treacă în turul 2, că o avea mică. Și primele zile după turul 2 am prins cu... Pără. Alt personaj cu probleme freudiene. Nu, 15, l-ai văzut cu poza aia, cu părul după piept? Nu. Nu a circulat o poză cu el deschiat așa. L-am văzut îmbrăcat ca Zelinski la un moment dat și ne era să am zis, ia uite mă, omul care muncește pentru pacea lumii. Da, la politică de obicei le, le La... Păi și când a fost la ultima oară? În 2020. Și acolo. Acolo era previzibil. Păi ca asta zic, acolo să... Că nu joc nici decât. Adică. Da, aici e complicat. Cu... Bănuiesc că Chiove și nu -o, o să, ia... Deși am văzut un top al încrederii în, pop un, top, un sondaj al încrederii în populație, Chiove și se bucura de foarte mare încredere. și Gigi Becali, o să râzi. Dar n-aș merge pe faptul că este femeie și la noi e mai complicat să vezi o femeie încă în calitate de președinte. Și atunci rămân Joana și Ciucă și ar fi blat ca să iasă Joana. Că pe jur că nu-l văd nicio... Nu-l văd vorbind, pe Joana l-a mai văzut, dar pe Ciucă nu-l văd vorbind într-o dezbatere TV neam. Nu Ciucă nu poate nici măcar să se prostească ca Joana. Nici asta nu, reușește nici să se prostească. Nu, cred că lui Joana îi spun că e blat cu Ciucă ca să iasă el și lui Ciucă și pică iar Joana. Și lui Ciucă îi spun, vezi mă, că blat adevărat e că nu iese Joana. Și o să zică Ciucă, cum s-a supărat Iliescu, mai țin când i-a luat Joana locul în 2005 după ce a pierdut alegerile în iarnă mm -hmm. și, urmă au făcut congres PSD să-l reprimească pe președinte de onoare, Iliescu. Da. De și Iliescu. Nu, pormă l-au pus de onoare. A. El a candidat să iasă așa și s-a luat cu inima, nu știi, că a avut un uh, puseu. Că -a, -a, zis el, că a zis ceva de felul de ce m-ați mai chemat să mă faceți de râs aici să nu câștig? Și ăștia gașca lupi tineri Năstase și ăștia l-au băgat pe Joana să candideze. Și a ieșit și Neanelu s-a cam prins în ultima clipă, a zis că e la mișto, eu ar fi zis lui Neanelu, lasă brec, ca să zicem noi că avem democrație. Și, nu știu, martie, cam așa, în primăvara imediat, a pierdut în iarnă în 2004 și s-a supărat Neanelu tare, a urlat la... Cam așa a zis, bă, voi vă bate joc de mine, adică eu candidez să ies președintele PSD și nu mai ies. Păi, cine a făcut partidul ăsta? Cine v-a făcut? Și a bă? zis cam așa, băi, dacă era, nu mă chemați. Știi, cam... Nu vă bate joc de mine și atunci la, la internat cu ceva. Bine, n-a avut nimic. Niște palpitații ușoare. Păi, cred că a confirmat și la vremea aia, cum îi cheamă, care a fost primar, medicul, chirurg. Opresc, Oprescu. oprescu. Zis, știu că a zis despre Iliescu. Mi-aduc aminte că a zis, nu arată la fel de bine și pe interior ca afară. Nu are mă nimic tu nu te uiți la el. Acolo am mai văzut un pic cu căptușeala căzută la ultima aniversare la 92, dar păi îl și văd, cred că din 82 seara n-am mâncat decât nu, că eu cu Nina bem un ceai și o pâine prăjită. Și niște brânzică degresată, știi, aia de vită, dar degresată. Cam așa, deci n-am mai mâncat după 6 seara mai mult de o pâine prăjită și un ceai. Din 92 de la 51 de ani. Uh, știu uh, trei povești cu Iliescu, una povestită chiar de el. Uh, l-au întrebat la un moment dat, nu mai știu cine, cred că nașrul sau, mă rog, uh, dacă s-a îmbătat vreodată. Și a zis că s-a îmbătat. Cu putere! Nu, uh, a zis că s-a îmbătat o singură dată în viața lui și, anume, uh, și at atunci când era la Moscova, uh, colegii au făcut o glumă și l-au îmbătat cu ce crezi? Cu lichior de trandafiri. Deci, asta e declarația lui Ion Iliescu despre propria sa singură, unică beție. Eu nu prea am încredere în ăștia care îmi prea să bată, A, nu prea să-mi bată. A, asta de... mai proverb, nu știi? Stai, e cred că e în toate culturile lumii, să nu ai încredere în oameni care nu beau, deloc. A, o altă, e foarte corect. Foarte da, da scuze-mă, când ai zis să nu trece de asta, când ai zis chiar de așa asa, aminte? Oriental, crema de mandarine. <laughs> din recostit. Oriental, domn profesor, haideți că mă băgați, vă mă rog eu. vă oriental, lichior de trandafir. O altă dar, la, Moscova cred că a băut să nu se facă de râs Probabil, dar social că, Dacă toată lumea a zis Băi, nu mult, dar un de vot că poți să bei și tu Adică ca un ce de vot că bea o ia cu minții știi? O altă poveste cu Iliescu O știu, am văzut-o într-un interviu Pe care l-a făcut Mioara Roman Cu Iasera Rafat Iaser Arafat și cu Ion Iliescu au fost uh, colegi de an în, uh, la Moscova uh, și uh, Mioara Roman l-a întrebat pe Arafat atunci, Iaser Arafat, insist, uh, dacă se cunosc, dacă au avut relații și Iaser uh, Arafat a zâmbit și a zis... Doamnă, eu eram cu băieții, domnul Iliescu era șeful Tineret. tineretului, da, nu prea ne băgam cu noi în seama, adică ierarhic lui era foarte sus. Arafat era în ultimele bănci din da, acolo da, anii da, care deranja ora. Exact, exact. <laughs> Iliescu era în banca de bănat. uite mă ce personaj de fapt este Iliescu și a treia pe care o știu și pe care vreau să o subliniez aici este că mi-aduc bine aminte de cărțile pe care le cumpărau ei mei pe sub mână pe vremea lui Ceaușescu. Gen Shogun și așa mai departe. Magicianul, ce Dumnezeu să mai dădea atunci. E, și era dealul ăsta pe care îl făceai cu doamna de la librărie pe care o cunoșteai, cumpărai acele două cărți, dar trebuia să-ți mai dea câteva, știi, ca A, să dar meargă Să dădeau treabă. la pachet, oricum. Să dădeau la pachet și era o carte cu coperții albastre, cred și uh, era o carte despre tehnică despre ape Aha, scrisă da, de e, Ion okay. Iliescu dar care se vindea avea, acest tip de marketing cumpărați această carte eu spun de anul 87-88 cumpărați această carte că s-ar putea acest scriitor da, acest Aha. autor Ion Iliescu să fie viitorul președinte al României eu țin Iată. minte că la trusă chinezească, mai țin minte când era bătaie și se dădeau trusele chinezești. Uh -huh. Și alea o dădeau cu cinci cărți pe care nu le cumpăra nimeni, știi? din uh... deci, Alea de plastic eu... chinezești, da, am avut metal, eu. Era metalică cutia. Era o cutie metalică și înăuntru erau toate de plastic, într-adevăr, cu radiera oh, okay, albă. Okay. Asta era șmecherie și... Stăteam cu fratele meu la coadă să luăm două și veneam și cu două teancuri de cărți numai tâmpenii. Um. Băi, era cultură, îi punea pe oameni să cumpere cultură. Se consuma cultură. Băi, da, cita, da dar nu aveam net, Nu dacă aveam net, atunci, mă rog. Care mă, n-aveam televizor, ci când -aveam, aveam program TV. Nu. Băi, să știi că eu am învățat să citesc, nu să-și înțeleg, dar am învățat să citesc bulgarește. Ai eu că, la în consumat. Noi, eu la prindeam rușii. Da, deja știam. Cred că mi intrase și mi la dat pe cablu și mă miram că era program la 1 noaptea. La 1 da, noaptea da, că începuse pe restroica, știi? Mm -hmm. Dădeau toate meciurile ceea ce la noi nu mai erau și prindeam două canale. Aveam Chișinău și Moscova. Și au fost și concertele la deci aveam... alea rock. Da da da, 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 începuse de Deci era asta. era Occident la Moscova. Aveai program toată ziua. Aveai meciurile de la campionatul european, am prins eu din 88 și în reluarea a doua zi dimineața. Deci, la român nu s mai dădeau de mult, abia mai de meciurile români. Și înțelegeai ceva în comentarii? Ce a făcut rusă la școală, i-a făcut no, engleză franceză. Na, și eu la fel. L Am scăpat. Știam din marea cultură rusă. Zbornii Kamanski SSSR, zbornii Kamanski Anglicianski, Vani Vane e rudă gulită. Da. Spasi, bă, spas, nu știu ce cam așa. Ne iau? Asta ce ai spus? rudă gulită era rud gulit și Vani Bastena era Van Erau Erau Era cam așa. Băi, și nu unde am pățit așa? Am pățit când a fost Wall Trade Center. Și mă uitam pe toate posturile să văd ce Dumnezeu se întâmplă și aveam MSIS atunci franțuzesc. Și spuneau Manhattan, în sus și în jos. nu știam ce e aia Manhattan. Era Manhattan, spus în oh, franceză. Manhattan, Michel da, Jackson. Da. Michel Jackson, da. Sau caset, capa și 7. <laughs> Ca așa se vinde Manhattan, da. Și ajungem, iată, în 2022. Primul. Nu vin numai la noi alegerile. Peste ceva vreme o să revină și în Franță. Statele Unite că și acolo este Mister. foarte interesant ce se întâmplă. Eu chestie pe care o tot repet aici, am această statistică de pe YouTube, lumea ne urmărește de obicei cât stăm noi de vorba aici, cam medie 20 de minute. Motiv pentru care repetiția este mama învățăturii. Opinia mea este următoarea, și anume, băi, Statele Unite este una din acele puteri care a reușit să impună și să ajungă mare putere două chestii absolut existențiale ca aerul pentru bunul mers al lucrurilor și anume alternanța la putere la patru ani de zile și libertatea de expresie. Dacă Statele Unite să duce în cap ne ducem cu toții. Ne cam duce cu toții și ce vedem acum că se întâmplă este că se cam schimbă hegemonia și că nici Statele Unite și nici dolarul nu vor mai deține dolarul a crescut, supremația. Are față de euro. Dolarul e de atrasă lui euro. Da, glumeam, da a fost da. acum. Uh, și urmează să vedem ce se întâmplă. E, uh, ce mă îngrijorează cel mai tare este ce se întâmplă în statul și în Statele Unite. Pentru că acolo avem de a face cu cenzură, avem de-a face cu o acuzație a președintelui Trump de falsificare a unor alegeri. Aici eram obișnuit, acolo nu sunt obișnuit. Înțelegi, nu mă așteptam să se întâmple asta. Eu nu spun că e așa, dar cum ar, păi ar fi să fie? Dar cum ar fi să fie? sunt cele mai contestate de departe din istorie. Normal că nu știm ce au fi fost, cât de adevărate sau, dar cert e că au fost cele mai contestate. Dar eu vorbesc la nivel de instanțe, deci sunt foarte multe procese pe rol. Acum știi cum au ei descentralizată justiția asta. Și auzi mereu, judecătorul Vasilică din Focșani a mai dat un verdict, s-or fi certând pe două urne, trei urne cu voturi, ce are fiecare acolo, nu știu, pe scara lui dar sunt alegerile urmate de cele mai multe procese și investigații după. vedem ce se întâmplă avem de-a face cu acest cancel culture în care iată comedianții stand-up comedians people da, sunt în prima linie în state îi tot urmăresc Băi, au, au mari probleme acolo toată lumea vrea să le închidă gura mai ales din partea asta minorităților alphabet people cum li se spune știi Uh, și uh, peste toate astea uh, avem uh, acest uh, personaj al lumii moderne că avem tot soiul de actori, acest personaj Elon Musk care zilele trecute a încercat să cumpere Twitter-ul Păi e cel mai mare acționar mi se pare acum uh, Nu majoritar, e cel mai mare cred că are cel mai mare deținere uh, așa Stai așa că, că avem să... și niște date a luat în uh, 9,9%, parcă, la sută. 9,9%, da, și, a, a și vrea să cumpere cu 41 de miliarde, ceea ce este peste cota de piață piața lui Twitter. Da, fac eu, bă, un Twitter, de doamne, iartă-mă. Nu e doamne. același lucru, că îl iei deja cu, cu numărul da, de da, oameni. Da. Da. Și uh, uh, -au se pare supărat. că au, au supărat foarte tare această... Acțiunea lui, mai mult ce, ce mi s-a părut hilar de-a dreptul, este că bordul director al Twitter a justificat această nemulțumire vis-a-vis -vis de acțiunea lui Elon Musk, că n-ar vrea să dea Twitter-ul pe mâna unui miliardar pentru a... Pro Deja libertatea de expresie. Ceea ce mie, dacă mă întreb, mi s-a părut o ipocrizie cât casa poporului. Odată pentru că Twitter este celebru pentru uh, ca și televiziunile din Statele Unite, băi, l-au zurat pe președintele Americii. este o companie, un LTD sau Dumnezeu ce-o fi cu echivalentul unui SRL aici. Uh, nu spun, nu spun ce... de Trump, spun că au da, suspendat da. discursul unul din cei mai Bine, oameni de pe planeta noastră. Da, zic că știți, domnule, noi suntem firmă privată, putem să suspendăm Au un tip de cenzură da, destul nu, de mălos și eu netransparent. Când aud asta, când aud, domnule, nu vreți să fie un milionar, un miliardar care să. Păi, Acum ce vreți fie să fie sărac și cinstit ca Iliescu? adică bun, nu vreți miliardar și. Dar dacă n-ar fi miliardar N-ar putea să cumpere Adică Ion Iliescu din pensia lui El ar cumpăra 82% din Twitter Dai vindeți lui Iliescu Că noi vindeți Păi Dumnezeu să vă înțeleagă, a zis că miliardar nu vreți? Nu vreți niciunul sărac, nu? Uite, vin eu care nu-s miliardar. Îmi dați 1051%, dar hai că vă iau altfel. Uh, <coughs> și mi-aduc aminte că asta mi-a rămas în cap. Băi, există acel medic, acel doctor care a inventat uh, tehnologia pe ARN uh, și care s-a trezit comentând niște nemulțumiri exclusiv profesio de ordin profesional la adresa vaccinurilor făcute de Pfizer. Și, bineînțeles, a fost imediat uh, banat. Am văzut o glumă după ce a început invazia în Ucraina nu mai știu, pe TikTok, în fine, pe astea. Bolșuia și, și ăștia spuneau că, domne, deși a început de o săptămână invazia în Ucraina, Twitter parcă nu i-a suspendat contul lui Putin sau Facebook. Nu știu ce cont o fi avut la acolo, dacă fi. Și unul comenta jos. Păi dacă n-a zis nimic de ivermectină, normal. <laughs> și altul comenta sub el. Își cunoaște limitele, știe cât să poate întinde și Putin asta. <laughs> Știi, Bine, scuzăm mă acum apropo de astea problema, până la urmă, chiar dacă ei au un monopol ceea a cu vreo 50 de ani în presa din Europa nu prea se întâmpla în sensul că statul era foarte atent să nu se creeze un monopol în presa aia scrisă nu știu, știu că să învață în toate la facultăți de și asta, a fost un caz până în anii 50-60 în Olanda, parcă cu presa aia păziar când unul din cele două mari ziare, cum o fi fost la ei, unii cu stânga, unii cu dreapta, a fost în pericolul, intrase în faliment. Și a fost o dezbatere foarte serioasă, publică, care a durat mult. Domne, intervenim având în vedere că e o piață liberă, e o afacere să fie sănătos dacă a dat faliment, sau totuși interesul public ar fi să dăm niște bani ca să rămână și ziarul de, nu știu, de dreapta sau de stânga. Contraeditorialul, da? Da, să fie și unul. Și au hotărât că, bă, ar fi mai bine, vedem noi cum luăm banii de la el, nu știu cum, dar să nu rămână un monopol, știi, când nu discutai de rețele sociale și de astea, când scria cu ceva așa, îți dă un miliard de oameni, știi? Vorbeai de câteva milioane care cumpărau ziarul. Lucrurile s-au schimbat acum și nu mai stau deloc așa. și se func... funcționează lumea pe dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Nu mai există, brădem cu niște prieteni zile astea, zice, băi, eu sunt de centru extrem. E ok? pot să fiu băi, de centru extrem. Radu Cosașu mă a zis că era extremist de centru. El a consacrat expresia. Ah, da, corect, corect. Cosașu, din corect. extremist de centru. E, eu sunt dincolo de neutralitate, sunt și cu ea și cu ea. Ca Iliescu, știi? Iescu, cu cine? Nu. Nu trebuie să fie. E un next level de la neutralitate. Mai este un next level oricum, pentru că <coughs> văd că se cam duce ideea de partide de stânga și de dreapta, știi? Păi, oricum. Și... Nu, dar reveni la asta cu platformele bun. În orice domeniu există legi de astea antimonopol, Și dacă vrei să cumperi în siderurgie ceva, care totuși oricât de apărea, nu ar fi atât de importantă, să zicem. Și n-ai voie să faci. Problema, cred că aici, spre deosebire de vreun monopol, nu știu, la siderurgie sau la motoare electrice, n-ar fi atât, e foarte grav, după consecințe, știi, să aibă cineva monopolul opiniei publice. Dar eu cred că cu resursele astea tehnice, chestiunea se poate rezolva. Adică, nu cred că e atât de scump să faci o altă platformă. Bine, e scump, dar nu e ca nu e cum e monopolul Rolls Royce la motoare de avion problema nasoală va fi alta că dacă probabil în etapa asta ni se spune știți Twitter sau Facebook are tot dreptul fiind o companie privată să cenzureze pe cine vrea hai să zicem nu stai un pic să zicem așa nu asta da 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 știu să zicem că asta bun mi-e tare mie, că în etapa a doua și dacă îți faci tu una separată când deja începe să întâmple, de la argumentul ăla e privat și poate să taie ce vrea el, o să vină statul și o să zică și tu ești privat, dar tu nu mai ai voie că zic eu miliția. Deci aia deja e. Și deja se discută. Sunt țări în care lumea discută serios dacă anumite chestii după rețelele sociale nu trebuie interese. Dă miliție! adică ăștia, cât, cât ai avut un monopol ai știți, e privat, pe urmă apare altul privat ia stai un pic, ca acolo nu mai poți să intri că și-a făcut adică piața de obicei reglează, că până la urmă nu-i mare lucru să faci o rețea de calculatoare știi? Uh, cred că este destul de complicat uh. să și durează în timp și aici e bătaia să aduni un număr mare de lume Nu, nu, eu cred că aici în ceea ce ne interesează pe noi, nu pe partea de business pe partea de libertate de exprimare. Și de informație corectă. Și de informație. Acolo cred că nu e o problemă. Adică, e greu să aduni ca Netflix, că spuneai mai devreme, sau ca Facebook, ca Twitter, mulți oameni, știi? Adică ei ai prins pe obișnuința lor. Cum te prinde mm -hmm. operatorul de telefonie și așa mai departe. Pe partea de business, e greu să faci un miliard. Și cineva face greu un miliard de abonați de ăștia partea de business. Dar pe partea de politică nu e, nu e așa greu. E suficient să apară 1% altă părere că imediat se duce lumea. Adică în că îți dau un exemplu, în comunismul 88, dacă Ceaușescu zicea eu dețin 99% din presă și apărea un singur ziar dintr-o da, da, da. sută care îl înjura, pac toată lumea se ducea la ăla. Adică aici cred că nu businessul ca forță financiară ar fi problema. Problema e că la un moment dat, pe la 1% o să interzică miliția. Că asta spun. La Neanicu, dacă ar fi avut 99% și dintr-un ziar de 20 de pagini, îl criticai doar în jumătate de pagină, păi să ducea n-ai tot monopolul ăla de 99, că degeaba avea... Nu. Și spunea, știi, tovarul și Ceaușescu, dar 19 pagini jumate v-am lăudat. Păi da, dar jumatea aia de pagină îți ruina tot. Știu, mă, dar ce spui tu, vorbești totuși de alt context cumva și de vremuri în care, cum să spun, să zicem, iau câțiva ani mai târziu, existau Rage Against the Machine, dau acest exemplu. Acum Rage Against the Machine cântă politica guvernului american. S-au amestecat și lucrurile și atât eu, de tare. Cântau, da, în... dea, dacă mă duc, nu, nu știu să cânt. S-au schimbat lucrurile atât de tare și oameni de bun simț, pur și simplu, dacă mă întreb pe mine, sunt atât de păcăliți de, ușor de păcălit de, de... Intră și acest cuvânt în, în dicționarul românesc, o să vezi, Narativul narrativul oficial. A, da. Plus... După siguranța. Mie, până să înceapă uh, Balșoi jihad, în momentul în care, hai să zicem, a intervenit uh, propaganda, da? Și de o parte și de alta, și o cenzură în paia și whatever, până să înceapă asta, mie mi s-a părut total aberant și aiurea să văd că a ieșit în un, Germania, unde au mai fost... În, în, Elveția a ieșit lumea în timpul pandemiei da, să se bată pe stradă cu poliția pentru problemele cu certificatul verde, să nu văd știrea aia nicăieri în presa românească, dar să o aflu de pe Telegram, aplicație rusească-ucrainiană. Dar ce treabă ai dumneavoastră, -aia ce treabă dumneavoastră să afli știrea aia. <laughs> Da, știi, da mă iertați bine? că am oh, să da, ce aflu. treabă ai mata să vezi domnule de treaba ta, domnule, ce treabă aveai mata să vezi ce <laughs> Mata ce cauți la ora asta, Să spune. aflu că nu se cenzurează, știi că au, ruși, au și Facebook-ul lor, VK-ul ăla. Da, da, Acolo nu se cenzurau știrile, puteai să, aici pe Facebook, Aia, imediat veneau. Mie îmi place Elon Musk, mi se pare un personaj foarte interesant, îl urmăresc de ceva vreme și spre diferență de previzibili miliardari ai lumii, Păi, asta este un personaj care este inginer și este inginer pe bune și ne place sau nu ne place sunt o grămadă de chestii interesante cu care el a venit. Uh, inclusiv uh, ideea de a face o, cum îi spune, o de a cuceri planeta Marte mai devreme sau mai târziu și de a face o comunitate acolo care se poate să se susțină singură. Și a fost întrebat cam cum ar funcționa acea comunitate de pe Marte. A spus că el nu crede, e destul de pesimist în faptul că s-ar putea să se întâmple în timpul vieții lui dar că cineva trebuie să înceapă treaba asta de undeva și că uite, putem să începem acum. Păi... Și a fost întrebat, scuză-mă, a fost întrebat de ce sistem de funcționare ar avea oamenii acolo? Și el a spus în felul următor, ar trebui să-și asigure sursele singuri, să, se, să aibă apă, aer, vitamine, cred că vitamine... Roșii. Toate cele, plus sistem democratic cu freedom of speech și alternanță la, la putere. A spus foarte limpede treaba asta. E, acum venind cu Twitter-ul, și aș sublinea și anterdantă în opoziție. Bineînțeles. Uh, uh, pare uh, mai mai siguranțat. Să fie sistemul mai siguranțat. Cred că în toată doamne. nebunia asta de acum, alegerile care vor veni în Statele Unite vor fi foarte importante, mai importante decât precedentele. că precedentele ne-am lămurit, s-a lămurit și îmi place să crezi și domnul Cărtărescu. Uh. Cum stau lucrurile. Uh, pe cine vezi candidat în 2024? La american, da. Să mai auzea că Ai... revine Trump cu Hillary, revin. Uh... Biden mi se pare <laughs> un tunel <tânări> de viitor. <laughs> dacă le aducem. Băi, dacă nu, eu propun Mircea Gioanu, mă, la ei direct. Cred că ar fi, da. Stai, mă, ce o să fie și cu Mihaela, dragostea mea a fost ambasador, are poze cum, cu Bill Clinton. Depuneți ce, ce aveți Stai aici? Stai mă, aici? că și Dragnea are cu Trump acum, na. Da, da, mai... Stare mai a zis că a făcut și copilul lui Pipi pe Bill Clinton, nu știi că a zis el când era acolo și s-au văzut la odasta s-au pozat și a luat la copilul în brațe și ar fi făcut copilul Micile bucurii dacă avea, avea sau asta deci e practic Așa, pe președintele Americii. De ce cineva e. Asta e defectul lui, că e rău. E necurmat, așa. Mie că începe în mare războie. dar. Băie, deci eu am să Și reținem a, a, propunerea. Viitorul asta. președinte, sau mă rog, unul din viitorii candidați ar fi Joana, cine ar fi în contrapartida? Uh, am ciu văzut. Ciucă! Ciucă! A, am văzut un a făcut cineva un, un sondaj pe Twitter, ce să vezi, și a pus întrebarea care dintre cei doi, dacă ar candida ar ajunge în, în finalele viitorilor candidați. Care doi? Stai. stai că spun care doi. Dacă ar ajunge la viitoarele alegeri candidații ăștia, ăștia, doi, care ar câștiga sau cu care ar vota lumea dintre Putin și Zelinski? În America. Da, și a ieșit Putin, da? Votanții americani pe Twitter a fost un mic sondaj, a ieșit Putin cu vreo 64%. Da. N-au auzit de Zelinski, încă. Nu, că cred că e nu prea știu, Ai văzut ce? poza aia cu serial, serialul Zelinski, viitorul film de Hollywood Zelinski făcut de Netflix și Zelinski era negru? Da, 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 am văzut. Da. Uh, ciudat asta cu... Păi da, apropo, nu știu la alegeri acum, chiar nu-mi dau seama ce o să fie. Până, că să schimbă repede lucrurile. Foarte repede. Până în 2024. Nu știu dacă asta le apucă. Atacă și China, Taiwan până în 2024 și o să fie complicat. Depinde cum să te răm, dar Biden e, eu cred că dacă aș fi obligat să pariez așa, dacă ar fi Musa e unul la unul, nu cred că Biden prinde, dar nu că nu rămâne în viață, cred că îl trag pe bară, totuși, dacă el continua așa, săracul. Că pare că nu mai poate mă om. Ce-o fi în sufletul lui, mă gândesc? Cred că nu și, și al fiului probleme, Hunter. e destul de clar că nu prea, adică dacă e... Nu cred că e ceva temporar la el, nu mă pricep la medicina bătrâneții, dar... Dacă săracul se mai degradează în ritmul ăsta. Ce era conspirație înainte de alegerile din Statele Unite cu Hunter Biden, fiul, se pare că acum a ieșit la suprafață. Ah. Cred New York Times a, a întors puțin foaia și a scos un detail, a scos pe paginile publicației da? o detaie ancheta despre ce și cum se întâmplă cu Hunter Biden. De fapt, cred că în ultimii mulți ani Biden ar fi primul care nu mai candidează încă o dată, nu? Nu cred că au avut mulți în ultima 100 de ani, în ultimii 80 de ani care să nu încerce și cred că a și anunțat dat. că ar mai candida o dată dar cred că cu Biden. ceva vreme da, parcă a fost o declarație a, a, da, 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 da. nu a zis că i-ar conveni să fie iar Trump uh, contra candidatului <laughs> nu știu ce să zic băi, erau totuși 7 milioane șaptezeci de milioane în spatele lui Trump erau ceva. Au fost foarte mulți, da, cam așa, 80. Uh, Dar deocamdată au mid term Anul ăsta Despre ce vorbești? În America. Au în toamnă. Ce în toamnă? Alegerile de jumate. Ah, mid -term, da. da, da. Okay. Adică, dumneavoastră, da, da, da. la. Gata, reprezentanți înțeles. și la alea fac acum republicanii cu democrații. Ei sunt în campanie acum, știi, tare. Cumva, peste tot. Înd... și de asta e presiune cumva și politică știi adică o să încerce și ăștia cu sancțiunile cu Rusia totuși trebuie să vadă exact cum, cum le gestionează ai văzut ce se întâmplă în Shanghai? băi da deci, ce am mai văzut așa filmulețe cât iese de acolo deci odată a apărut acel filmuleț în care erau oamenii închiși în case care urlau pur și simplu e, și case. la ce treabă avea să meargă pe stradă? Cred că -a și l tot milițial, de la un balcon, milițial. da. Uh, am astea, înțeles că milițial. dacă voiai să să mănânci un niște ouă, da, trebuia să te aduni prin habarnă telefoane, whatever, cu încă o, un, câteva sute de oameni pentru că nu venea comanda sub 1000 de ouă. Uh -huh. De pildă. Uh, Acum există aceste două presupuneri. Ori este da, un ia. tip de experiment social, Shanghaiul în particular, plus celelalte orașe, dar dacă noi avem aici vreo 16, 18 milioane, 17, câte ori mai fi, acolo sunt 26 de milioane într-un singur oraș. Iar, e, și există cele două variante, da, cea conspiraționistă care spune băi, este un experiment social, uite ce fac ei acolo și cum funcționează, versus există portul blocat Bine da? zi, mai multe orașe nu numai în am înțeles că sunt foarte multe orașe mai mult sau mai puțin sub genul ăsta de lockdown. Nu cred că e numai așa. Hai, parcă așa am înțeles eu. Mai fac și până alte sunt, sunt, politica da. zero COVID asta. Minus 1 COVID. Eu -și mm -hmm. face politica minus 1 COVID. Cred că asta, pe asta o face Noua Zeelandă. Si, ajungem si și acolo. Bă, dar și așa o variantă au, până că s-au blocat acele mărfuri care mare parte din ele trebuia să ajungă în Europa și în Statele Unite ceea ce o să ne mai pună o să ducem dorul inflației de 10% eu cred, nu -și mai Ceea știe. ce pre, pune o presiune politică mult mai mare și pe Statele Unite și pe Europa și Păi, cam asta cum e că joacă... America au și alegere acum și complicat la alegerile astea, adică e complicat oamenii e cumva înapoiați așa, știți, și știți ce ei se gândește dacă o duc mai bine sau nu. Ei sunt și foarte înguști. Nu înțeleg că și când o duc rău, o duc spre vinele lor. Și la ei dacă a sărit benzina cât a sărit pe electricitatea, e complicat să mai vii cu restricții de astea. Și probabil că China s-a gândit și la asta. Zic unii, cum spui tu, conspiraționici de ăștia. Experiment social, eu când au... Nu știu că dacă China are nevoie... China face experimente sociale de când... Băi, nu știu, cumpliți, închizi pe an, oamenii știu, în casă ai... să le pui sigiliu, să-i bați, să le iei animalele... Adică, ai văzut ce e experiment experimente Da. Nu cred că mai are nevoie sigiliu. Îl face oricum experiment social. Un experiment social ar fi să nu facă un experiment social. Deci s-a încercat un experiment social nou în China, care nu s-a mai bucără. făcut în ultimii 60 de ani. Am zis să nu mai facem niciun experiment social o lună. Cam așa cred că ar fi un experiment nou în China. Băi, cum ar fi să. Că cam... Așa, așa. Nu știu ce vor acolo. Da, am auzit și eu o ipoteza asta. Că, de fapt, China vrea cumva să, fâi, să le creeze un tremur așa americanilor și lumii occidentale cu aprovizionarea asta de mărfuri și ca să nu dea direct, stai mă, că intrăm și noi mai pădă de parte în hora asta a sancțiunilor cu Rusia, cu nu știu ce, au venit și au spus, stai domnule că le curge nasul la oameni. Cam așa. Știi? Le... Și trebuie să închidem. Da. E... Băi, știi, cum Dumnezeu am ajuns de când s-a inventat această pandemie și acest virus chinezesc, da? Cum mi spunea președintele Trump, Uh, cum ne-am trezit peste Spui noapte? De asta că... nici n-a ținut mult că era chinezesc. Dacă era Cu german. niște. Te ținea o viață dacă era german. <laughs> e ca lucru chinezesc. Uh, cum am ajuns peste noapte să avem niște state totalitare? Uh, uită-te ce s-a întâmplat în Australia, uită-te ce s-a întâmplat în, uh, era să zic Austria, dar nu-s departe de adevăr, uită-te ce s-a întâmplat și se întâmplă în Noua Zeelandă uh, mai zim Italia chiar uh, Austria Germania, amenzi uh, și peste toate că Canada au renunțat acum, Canada. nu le-au mai, n-au mai băgat sau, cred că n-au ori n-au băgat, ori n-au mai trecut aia cu vaccinarea obligatorie au încercat să o treacă și n a mai trecut. Și parlament. la noi a trecut peste noapte, iată. A trecut? Peste nu știu, noapte. Da, da păi n a cum? fost peste noapte, n-a mai fost pandemie. Am a, mai învins-o dată. Nu, nu, dar vreau iată. să zic că ăștia acum, după ce a început războiul cu Ucraina, uh -huh. în Germania au băgat-o și n-a trecut. Dar acum nu-mi dau seama de ce n-a mai fi trecut. Bine, nu, nu știu exact că sub termenul ăsta de vaccinare obligatorie, nu poți să să-ți dai seama ce ce e de la țară la țară, adică cum e formulat. Știi că multe lucruri sunt obligatorii. Acum depinde sub ce sancțiune e obligatoriu, știi? Că e obligatoriu și să nu parchezi mașina greșit. Da, dar iată dar am văzut o, o știre cum de că de dacă de ești lei. din Ucraina, în Germania, ai voie să parchezi oriunde, chiar și ai în tramvai, dacă ești Oricum, german, te Oricum, parcă e toată lumea, parcă așa da, te amenda. <laughs> E, Și se întâmplă. L Am văzut că au zis americanii că ei nu primesc ucraineni decât dacă au rude în America. Și sunt sub 100.000 de oameni din vreo 5 milioane câte au părăsit țara. Da, da, da. da, da, da nu nu prea mulți. Și să cum ia. vede dacă au rude? Stai mă că îi declară pe toți ei. Știi, rude și prieteni. E prieten cu tine, da, domnule. Eu știu ce, detectoare sofisticate au pe aeroporturile alea. Te caută la ADN, și dacă mai ai un ADN ca al tău. dar ești prin alianță. Ești cumnat. Cu cumnatul nu prea ai ADN în comun. Zici că ești prin alianță. Trimite-mi o batista. Păi n nu, că oficial, științific, n-ai, știi, prin alianță. Da, Dumnezeu știe cum o să se întâmple și asta. Treaba este că Uite ce s-a întâmplat în Canada, de pildă. În Canada ne-am trezit, există această teorie care mie îmi place și anume cu șoferii de tir. Treaba este că majoritatea șoferilor de tir sunt 40 plus, cam de o vârstă cu mine, și sunt de prin estul Europei. Da. ăștia au mai trăit sau mă rog, ca și noi, am mai trăit niște comunism și l-au mirosit destul de repede și de asta ar fi și răzmerița acolo. Iar ce s-a întâmplat cu personajul Trudeau este de neimaginat în orice țară care presupune că este democratică. Cum Statele Unite nu are o problemă cu un comunism deasupra capului, dar are probleme în părțile astea ale planetei? Bă, eu aici mă gândesc la altceva glumind și Trudeau ăsta să o lase mai încet în cazuri de-astea cu uh, fascismul știi că el a zis că erau fascici nenorociți. da, bineînțeles și, bine și mascul toxic. și vreau să-i zic, băi, așa o fi domnul Trudeau, nu zic nu dar nu mai striga în gura mare că ai foarte mulți pe străzi care vor să ia puterea că mâine ți intră Putin justificat zici, bă, n-ai zis tu că ai naziști? Bine, ai zis că, e nu ai zis că sunt fasciști acolo, știi? nu mai hai să nu mai ne trezim că nici nu mai putem să spunem că nu mai există pacificator, da, nu... există deznazificator. Da, nu mai da. zice că uite ce poți să faci. Și vine nebunul ăla și o să zic că, uite domne, ce a zis, nu? o să marcă -o, o să ne ce la vrov. Eu vă ce scrie aici ca a zis domnul Trudeau. Și dipă... că a... sunt fașiști. Pe cata, putem să intrăm. Au și dispărut știrile, sau cel puțin din feed-ul meu alea cu Canada au dispărut. S-au dus. Vup. Nu du știu, s-o fi terminat și la ei ca la noi. La noi s-a terminat foarte repede. Noi am început-o tare, mai tare decât toți și am și terminat-o mai tare. A fost foarte românește la noi. Că până Europa, încă mai... Au mai stat oamenii cu mască mult timp după ce mai noi și am mergeam mai în... Nu obligatoriu, vreau să spun. Mm de când mă mai vorbeam cu prieteni din Germania, din Franța, știi, și la noi zic, băi, nu mai... La noi au scos brusc și obligativitatea ca, vaccin... ca, infectatul să stea în carantină, știi? Știu, știu, știu. Dar au dat liber, au zis, gata, te-a găsit pozitiv, tu te dădicule la serviciu, îmi dai bătaie. Da, am prieteni care au făcut COVID mai de curând și au sunat la DTS, DSP. DSP și a zis, nu mai, gata, nu, mai, nu ne mai sunați, pe noi vă descurcați singur. Eu când n am făcut, m-au sunat pentru ancheta epidemiologică. În februarie, dar la vreo două săptămâni, dacă nu mai mult, mult după ce ieșisem din carantină. Și a zis Zic, bun, dar pentru ce mă întrebați? Ați stat la mai puțin de un metru, mai mult de 10 minute, cum erau alea, de cineva? Și dacă da, de cine? Zic, nu prea mai țin minte odată, dar zic, ce rost mai are să mă întrebați? Păi zice, facem o anchetă să vedem care au fost contactii, să luăm măsuri cu ei. Zi bine, dar s-a terminat, eu am ieșit în carantină de nu știu când, ăia și dacă au fost și dacă n-au fost, nu domnule, noi trebuie să facem ancheta. De ce îi făceau trecut seara două săptămâni de la ea și vreau să-i zic, domnule, Doamne ferește, ori s-au pățit ceva în s au propădit, ori sunt bine, nu mai aveți ce să... Noi avem un stil anume de funcționare aici la... Da, mi-a plăcut că le făceau. Păi da, pentru că procedura, omul era la job, treia să completeze numele tău la... Da, și pe mine m-au sunat de vreo trei ori. Se pare că au, au fost mai mulți covidați cu numele meu. Și m-au sunat de vreo două ori să mă întrebe, dumneata, ești Silviu Munteanu, de la, de la sau de la? Știi care din ei suntem? Că avem aici am mai multe contacte și am rătăcit cumva actele și zic ok. Plus m-au sunat de vreo 4-5 ori fix în zilele alea să se convingă probabil că s acasă sau nu știu Eu ce. Nu era pe mobil de unde să ai, cum îi spune, ai Sherlockian poate să te detecteze dacă, nu știu dacă e aparatura necesară a fost, asta a fost amuzant e, aia ce poate spui. te detectezi și fără să răspunzi a, la a, telefon. fost o, a fost o știre la un moment dat în pandemie cu o domnișoară care a făcut COVID de la, o domnișoară de la Piatra Neamț, o moldoveancă frumoasă de la Piatra Neamț care a făcut COVID Aveți și... o poză cu dumnei? Uh, da, domnișoara s-a dus la mare și s-a pozat pe, pe, Twitter, nu pe Twitter, pe, pe, Instagram și a pus o poză de pe plajă, în timp ce ea treia să stea izolată la domiciliu. Și când s-a întors, ce să vezi, poliția a așteptat-o și a amendat-o și m-am gândit, zic, băi, chiar te urmărește poliția în halul ăsta? am impresia că a fost totuși turnată, da, na? cum se întâmplă? Bine, mă, asta cu, deci facebook și Instagram au prins la, mi-aduc aminte că a fost acum câțiva ani o știre cu, era și consilier ceva până comună pe la el, unul după Tulcea, care s-a pozat la grătar cu un sturion, cu un cap mai înalt decât el, cu un morun din ăla, a pus-o direct pe Facebook. Până s-a terminat borșul, miliția era acolo. N-a la... mai apucat să mănânce. Pe de altă parte, ce spunei tu și stilul ăsta de a funcționa la noi aici în țară, la nivel de instituții de stat, băi, avem un delay și un tip anume de funcționare și o... Păi... E, și constat că câteodată că atunci când se duce toată planeta la vale și lucrurile o iau urât noi la ne vale, mai încet. noi ne ducem mai încet spre deloc. Și asta cumva s-ar putea să ne salveze. Dar întotdeauna ne-a salvat. Stai mă, că chestia asta la patru și la astea ne-a salvat. Adică faptul că noi n-am pus în, nu suntem atât de organizați ca nemții, păi țin minte că citisem mărturia unei, unei familii de evrei care au reușit să fie scăpați din România de la nenorocire, tot datorită acestei, să-i spun, semicorupții mici s-au înțeles cu primarul ăla nu știu ce, hai bă, coborâți din vagon și luați-o la fugă pe câmp acolo, mai dă-i doamne iartă-mă și pe nemții ăștia cu... Știi și a spus, domne, faptul că la român legea nu se aplică la nemții ăia că le-a spus, bă, aplicați legea, n-ai te... cu polițistul german să știe că nu discuți, știi? Oricum ăla român și a spuneau, domne, genul ăsta de lălăială, de hai, domne, că ne înțelegem, ia mai dă-i încolo, las că rezolvăm noi cumva, Haideți că! Există această poveste pe care mi-a povestit-o, a fost ziua, ziua lui zilele astea, Nicu Covaci, și mi-a povestit personal. Nicu Covaci, cum a ieșit el din țară cu băieții în, în boxe. E, ce mi-a rămas în cap, exact pe, e, în, în paradigma asta a autorităților din România la acea vreme. Era că a fost suficient de inteligent să ajungă noaptea pe la 3 la punctul de frontieră, erau niște soldați acolo și el avea pregătit și niște țuică pentru ei și niște slăninuță și cât a trebuit să vorbească cu, cu șeful care a trebuit să fie trezit, i-a luat pe la la, da. la... la, la, la omeneste, acordul fin, a, luat da? pe ia -a la acordul fin, le-a dat să mănânce, i am blânzit cumva. Oamenii au aruncat uh, o privire în camionul ăla, n-au văzut decât cutii, Hai, nu și-au mai băgat nasul. E domnul Phoenix. <laughs> exact, <laughs> da e domnul, domnul Phoenix. Phoenix. E, și a apărut șeful de post, da? care trebuia să uh, facă uz de autoritatea lui, și Covaci a fost suficient de șmecher și zice, știi, tu trebuie să dai un telefon acum, că eu sunt aici. Și telefonul ăla o să sune și mai departe, ca să spună că eu sunt aici. Eu sunt Nicu Covaș de la Phoenix, spun la urmă. E sigur că vrei să dai acest telefon și să trezești pe cineva care să trezească pe altcineva la 3 dimineața? S-ar putea să nu vrei să faci asta. Și exact așa a funcționat. Bine, acum Ăla săra cu fi și zbura din funcție. Bietul ăsta, aia din era erau soldați în termen, probabil. Dar ăla... Dar dacă am mai auzit și eu genul ăsta de povestea un nene care își făcea ca să ciulească cumva de la serviciu să-l trimită pe la serbări, pe la de astea își aranja o ștampilă și spunea, m-au chemat de la București trebuie să mă duc să pregătesc acolo nu știu ce de la zile tineretului comunist. La... Și când l-am dat directorul, l-a întrebat. Era profesor la o școală. Dom'le, dar n-aveți un număr de telefon să sun și eu? Nu era mare brânză. El vrea doar să fie scos de la... Nu era vreo chestie pecuniară foarte... Cât să lipsească și el să ducă să mai vadă cu gașca două săptămâni, trei. N-aveți un număr de telefon să sun și eu să verific acolo? Și asta a avut o inspirație și a spus există telefoane care nu funcționează decât într-un sens. adică nu sunt tu acolo, era la cabinetul 2, de exemplu. Da, e un număr de telefon, dar ăla e numai ca să se dea de acolo în jos. Sau sunt tu dacă ți s-a zis. Asta are lacăt pe el, știi că erau telefonul cu exact, lacăt. Da, el. cam așa. Uh... nu, asta e clar că o să... Păi eu am pățit în... Nasulea la când era pandemia mai așa la sfârșitul 2020 a trebuit să plec în Germania cu cineva care era destul de bolnav. Ai plecat cu gașca de, cu eliberată de Iohannis? Nu, nu, nu știu Nu știi că în plină pandemie în care ne-au izolat pe toți s-a dat drumul la vreo 200 de români să plece la Sparanghel în Germania. Am înțeles, nu, nu cu aia, că nu pot să mă plec. Dacă mă plec de două ori, mor am stat vreo trei acolo cu cineva la spital, în fine, și nu era chiar vârf, vârf, dar era pe aproape. Și am început să-mi fac probleme, mi-a mi spus, băi, vezi că dacă ăștia te prind pe stradă, că nu ai nu știu ce acte, că trebuia să ajungi să te declare, era în 2020 asta. Zic, bun, mă declar, stau, dar avem niște necarități de astea, zic, da de acolo până acolo, zic, dacă vreau să plec din casă înapoi în România și până la aeroport mă prinde, Merge să-i zic, uite domne, în fine, prostii din astea. Știi? Mm -hmm. Și eu m-am gândit că aveam și o scutire de asta că îți dădeau de la medicul de familie de acolo dacă ai grijă de cineva care e cu o boală nasoală și nu știu ce ți-e ai voie să ieși din izolarea aia, știi, că da, nu erai da. pozitiv, să te duci să... Și îmi spunea, Hanu mi-a zis, băi, nu te juca. Că i-am zis, băi, explic omenește, uite domne, că aveam argumentat, ajung de aici aici, băi, nu te juca cu ea că nu înțeleg nimic. Deci îți dau 25.000 de euro din prima. Nu au... 25.000 de, de euro. Atâta era amenda dacă... Și n-aveam vreun da, gând. Nu te uita la bani. Nu dar... aveam vreun gând să o încalc. Dar mai apăreau niște bucățele de astea știi, rupturi în uh, plan. Cum îi zice... Uh, uh, stai cuvântul... Uh, mă rog, cuvintele... Elasticitatea regulamentului. Cam așa. Că, și că eram arăbit. convins că... Adică nu... 99% în 99% de situații de felul ăla în România, m-ar fi înțeles românul, știi? Da, domnule, da. Aici altfel te că am și avut cu polițistul. Iar... Repet, noi o încălcam, o încălcam pentru că nu puteam să fac altfel, știi? Și nu mi-a zis, băi, nu te juca, nu înțeleg nimic. Să deci... știi că a fost o situație similară la românii noștri din Canada care sătui de situația pe care a impus-o Trudeau acolo au vrut să vină în România și să se întoarcă definitiv și aveau această problemă, refuzau să se vaccineze și aveau această problemă că nu puteau să ajungă la aeroport și să iasă din țară, nefiind vaccinați, să se întoarcă în... Bine, când am fost eu nu era vaccinul, știi? și era și mai complicat. Adică nu erau certificate, în 2020 n-a apărut să se vaccină și, în fine, revenind, asta e cu uh, omul care aplică legea tare de tot. Păi, dar e... cum s-a ajuns la, la nivel de comunicare în... în vrajba asta care s-a făcut între vacciniști și nevacciniști, acum, băi, fix în zilele alea care în care a început războiul, m-a enervat. Am avut și o reacție proastă, dar am șters-o pe Facebook. Băi, Știi câteodată mă apuc dracu să mă cer pe Facebook stată de... E, e, Că ce am văzut, n -ai, n -aveți, a, a apărut bruși... N-aveți pe... la scară, pe piață, <laughs> pe cineva, Nu mai s-a dus instituția pieței. Am o administratoră Merge. care este rea și puțin senilă și nu pot să... Da, nu mai poți. În fine. Și. Ce spuneam de această răzmeriță care a apărut între oameni? Cineva, la începutul războiului, a făcut public pe Facebook o listă. Deci s-a apucat să facă ca în anii 50 o listă cu putiniștii. Adică câteva versuri au versuri, câteva voci publice care. Își pun până la urmă niște întrebări, bă, poate că nu e chiar așa cum da. se spune cu, cu jocurile de, de computer la antena 3, știi? Poate lucrurile stau și puțin altfel. Nu, avem o listă cu putinii da. și ăștia trebuie cumva corect. să și le pui eu să vin -am să mă am o opinie foarte fermă, știi cum stai aferent și ca am ca Joana de ferm. Dom'le, dacă e corect, săltați. Știi, n-ai zis nimic, ți-ai lăsat și acoperirea. Deci, dacă, dacă e bine, așa se le facă. Nu, mi eu am zis dacă e bine. <laughs> Știți? Bă, e complicat acum, acu. foarte complicat va fi. Băi, mi-a plăcut ce a spus ambasadorul Rusiei în SUA. Nu știu, al alte zile, astea. Uh, sau nu știu cine a întrebat. Și a zis așa. Uh, pe mine, eu nu mai, nu mai vorbește cu mine nici Putin, nici Biden. <laughs> imaginam singur în birou ăla cum i-am pasat aia pe care vedeai doar în filmele de acțiune cu octombrie roșu și astea și mi-l imaginam pe ăla stând la o masă așa singur la birourile alea imense știi cam cum era ăla la care l-a prim pe Macron știi o sală mm -hmm. de aia imensă păi mine nu mai sună nici Putin nici Biden nu, <gântu -i> <gântu -i> dar nu ți se pare interesant cum avem aceste apariții publice ale unuia sau altuia? De pildă, l-ai pe îmbătrânitul Putin, da, care întotdeauna are acel birou și bașca masa aia foarte lungă, dar el este foarte... Dar are mese lungi peste tot? Că l-am văzut la mai multe mese lungi, ce ai văzut el am mese. Ce, că e și frică Rusia. de COVID. Da, am înțeles că e paranoic COVID-ul, spunea. Cred că chiar Macron a spus dar are și limbajul ăsta vechi, e, tezele e... nu sunt de acolo cu tezele exprimate nu știu ce, nu știu cum versus îl ai pe Zelinski care el este bărcat în camuflaj l-am văzut pe tocuri acolo îl vedem în camuflaj cu un discurs mai occidental are ceva de, de cneazul de aici, de la marginea A, Orientului normal, era normal să o vândă așa, păi și ăsta dacă ar veni cu altă imă, ăsta nu mai poate să vină cu imaginea aia știi, că nu Putin Că el paia oare? Știi, nu poate să joace Când ești președinte de un an și jumate Cartea nu cred că trebuie să fii mare specialist în PR americanesc Să spui că atunci când ești de 22 de ani Nu mai poți să vii cu aia Ce să vii să zici, grea greu moștenire a mea Asta m-am amuzat și cu... Să nu uităm că totuși pe Putin care a avut o campanie de... Asta de PR politic când a câștigat primele alegeri foarte bună, când a apărut el în avion, știi? Ce te uiți mă la butoanele alea, că nu știi, apărea în avion, dă o încolo. A nu ști cu. și păi, ăsta e un personaj de un metru 63. Cam așa. Putin, nu, -s, nu -s, -am știu dacă da. chiar 63, dar pe acolo. Da, mm. ce vreau să spun, uh, ții minte că atunci americanii l-au scos președinte pe el. Deci firmele de PR din America, el a, în... Jumătatea a ajuns de la un cvasi necunoscut pe care l-a lăsat la yeah, uh, așa l-a pus președinte interimar că s-a retras și niște filme de PR în jumătatea de americane Păi la americanii l-au pus. Mai adică de... era varianta pe care o doreau pentru că dacă mai ții minte atunci uh, partea elaltă era Ziuganov. Știi? Este uh, era, era continuatorul linii. era comunistul. Hai că ah, sigur okay. știi de da, da, da. Trebuie Și ăștia că... l-au tot ajutat pe Yeltsin, știi, și în 96, la ultimele alegeri, numai să nu că era un curent foarte puternic, ca la noi, cu Iliescu, Vadim Verdeț, cum aveam noi partidele alea comuniste. Iliescu era parfum pe lângă aia, știi? Și aici, partea cu Yeltsin și Putin era... Partea bună erau moderații, că erau Jirinovski și... Comuniștii bine, din păcate, și acum e așa. Mă uitam la ultimele alegeri cu Putin, că mă uitam să văd, zic, mă, mă gândeam o și la ei, că acum a fost la noi Băsescu cu Joana, știi, 51 49. No. dar de fapt, numărul 2 sunt comuniștii lui Deci ăsta are o economie coruptă nasoală cu oligarhi, da, de piață da coruptă, ca acum aveam noi până în 90. Da, partidul numărul 2 cu 27%, sunt comuniștii care ar confisca toate alea mâine, n-ar mai fi de piață coruptă, ar fi de stat. Și următorul era Jirinovski, care le-ar confisca și i-ar și împușca pe milionarii care au. Păi, uh... Putin este unul care a venit pe linie de, de servicii la da, putere. Da, Dacă până atunci am avut oameni politici la, la puterea Rusiei, el a venit pe linii de servicii. E, și mă, este și unul puneau, din aceia stai. care a fost rus, că restul mai erau Georgia, Ucrainieni. Tot timpul puneau, stai că toată lumea era, fusese Andropov care l-a adus pe Gorbaciov știi când le-au murit lor în 2-3 ani câțiva a murit Brejnev, Cernenko care a stat cât vreo 9 luni mandat pe perfuzii și ăla și, porm, a venit Andropov, care fusese șeful KGB. Cum și în America s-a întâmplat, Bush a venit, fusese șef ei. Deci. Uite că nu știam asta. KGB-ul, KGB Eu parcă așa știu, sau măcar adjunct, mm -hmm. dacă nu chiar șef, șef-șef, da, uite, mm -hmm. vezi. Da, fusese, deci să făcea. Și Andropov a venit atunci cu tinerii, cu culmea că de obicei noutatea și dintre ecuația asta, partid versus securitate, ca la noi, partidul venea cu tineri, securiștii erau mai retrograzi. Dar... Cred că a fost destul de complicat pentru Rusia, adică, cred, este de domeniu evident și acum să treacă de la economia aia de piața lor comunistă la economia de piața asta capitalistă la care cumva au trecut. Da, au trecut prea repede. ne și întrebam bătea. la un moment dat, făceam o glumă cu prietenii, băi, dacă înainte se băteau uh, Occidentul decadent, da, și capitalist, cu, cu comuniștii, da, De la... Cu estul decadent A, și est. Acum se bat capitaliștii ruși cu comuniștii americani, e, cine, am... cu cine se bate și... E, <laughs> Gorbaciov cam începuse o ușoară liberalizare, știi, mai aveai voie paprozare, știi, cum începusele toți ăștia, Abramovici, Hodorkovski, <laughs> Ei la sfârșitul anilor 80 erau niște băieți tineri care nu știu, victor, da. zic ca în România vindea bere în cămin în regie ca la noi, pormă și-a făcut adică o mică tutungerie un aprozar, un... Ei aveau, făcea cutii de lapte cu familie, el așa a spus că și-a făcut primul Chestii milion. de -asta, știi, cam așa, zis, cu tânărul care a început să vândă bere în, la, pe 14, știi? asta e cam așa și ei aveau, știi, cam din 86-87 cred că aceste mici afaceri adică mici producători agricoli, zarzavagii le dăduse voie să mai așa probabil cum și Ungaria cred că avea o ușoară formă de asta, da. știi, mai puteai să i cum era la noi cu comanditarii cu locație de gestiune, știi o tutungerie, o consignație un bar de zi Există acest personaj, Zizek care vorbea despre pactul social pe care a fost o conferință între Žižek și cum îi zice ăsta al altul... Jordan Peterson. Peterson, da. Și Žižek a povestit acolo o chestie care mi s-a părut foarte amuzantă, spunea despre cum funcționa pactul social între puterea sovietică până la urmă și populația cehoslovacă la acea vreme. Și spuneau că 28-29 de zile pe an puteai să găsești carne. Erau vreo 3-4 zile în care nu găseai carne uh, ca să-ți amintească cât de bine ți era în celelalte zile. Da, pe lună, 28 de zile pe lună. 28 de zile pe Bă, lună, da, da. Ce bine era, nu era pe an, cum ai zis prima exact. dată ai zis din greșeală <laughs> Și uh, faptul că aveai Germania, chiar și aia estică, cumva aproape da. palpabilă, știi? Era cumva ca paradisul. Era greu de ajuns, dar era palpabil. Îl, îl vedeai acolo. Și la ei așa a funcționat pactul social. E, bine, nu știu câtă carne mai avea nici aia. Mi-aduc aminte apropo de comunist cu subsesen și de Gorbaciov. A povestit Gorbaciov ce pățea el când era tânăr ministrul agriculturii, câțiva ani înainte să devină secretarul general al PCUS. Și spune, domne la începutul anilor 80, solidaritatea în Polonia, probleme, complicații și trebuia să-i ajutăm cumva să menținem comunismul acolo. Ăia ne-au zis, băi, când au întrebat rușii, unea Sovietică, de ce aveți nevoie? Păi avem nevoie de carne, de ce să avem nevoie? Că nu are lumea ce mânca, lăsați -ne. Și zice, eu eram ministrul agriculturii. Și mă ridicam la fiecare ședință de ce, ce, palit, birou, ce Dumnezeu avea acolo și îl întreba șeful. Torșu și Gorbaciov, un tren de carne, problema ce ne cer pe comuniștii din Polonia. Și eu mă ridicam și începeam frumos că acum aș dori să reiterez aici angajamentul nostru pentru valorile ca să facem o lume mai bună și la sfârșit spuneam, dar n-am avut un trend de carne <laughs> și asta spune, eu mi-am dat seama că nu eram o țară întinsă pe 12 fusuri orare de agricultură dita mai țara și noi nu reușeam să facem rost de un tren de carne, mă, nene. Noi, constru noi puneam la cale viitorul de aur al omenirii și noi nu reușeam, eu la fiecare de asta nu reușeam să fac rost de un chil de carne. Și mi-am dat seama că viitorul de aur al omenirii e cumva compromis. În... Cred că la Cristoi am văzut uh, un interviu și se spunea că Gurbaciov ar fi avut cumva în cap la acea vreme să facă parte Rusia din Uniunea Europeană și cam, uh, cam ăsta a, ar fi fost un viitor pe care el îl plănuise cumva, doar că iată nu s-a întâmplat și. Eu cred că n-a venit nimic în cap. Până la urmă... Bă animalul ăsta, șobolanul ăsta de, de Ceaușescu cu istețimea lui, a înțeles foarte bine structura comunismului. A înțeles că comunismul e represiv prin definiție, nu poți să slăbești șurubul. Gorbaciov a zis, stați că îl facem cu față umană, slăbim șurubul și s-a dus toată șandrama. Asta, asta zic, asta cu iste, de fapt nu inteligență, cu șiretenia lui de șobolan, știi, a mirosit n cum, dacă încep să lași, să duce, e doar o chestie de foarte scurt timp. Cum mai se lasă că facem niște concerte? El a zis, cum spunea mai devreme, Partidul Comunist o să aibă 95% din presă, doar pe 5% dăm voie. Aia 5% e ca o picătură de apă în stâns. Mănâncă imediat toată... Da, dar nu prea au existat atunci sau au existat la... Cred că a fost tot la nivel de servicii și că... Acum, dacă mă pui să mă uite retroactiv la anii 80 în România, eu cred că băieții ăia care aveau destul de mulți bani și care lucrau în structurile statului și mai ales în comerțul exterior, exterior, cred că aveau suficient de mulți bani în conturi și nu prea reușeau să-i cheltuiască. Și ăsta a fost un motor destul de a, bun e, pentru ei să... Bani și da, bineînțeles, bani și nu aveau, aveau o putere, pe care știau că și-o pot transforma în bani. Știi? Eu sunt Mare. curios dacă aceste personaje pe care le știm foarte bine au și plănuit în anii 80 sau știau cel puțin spre sfârșitul anilor 80 și da, ce mă, și cum mă, urmeau știau, să vândă în da. 90. Eu zic că știau. Nu știu dacă își făcuseră ei calculul cu cât o să vândă Sidexul sau Dacia sau Petron, nu asta, dar știau că o liberalizare de asta o să le lase puterea, o să le picelor puterea mână, știi, dacă înving partidul, că de fapt asta era bătaia între partid și securitate. Uh, hai să vorbim puțin și despre balșoi jihad, da? Ce uh. Dumnezeu se întâmplă în Ucraina? Că una, sunt... spune, una spune propaganda, alta se întâmplă acolo și nu prea știm ce se întâmplă, decât din ce Dumnezeu surse de informare mai avem și noi, odată alea oficiale și odată alea neoficiale, sau mă rog, alea care ne sunt interzise. Păi nu știm aproape. Pentru nu. că aflu de pildă că există acolo un nucleu de nazism, da? Care, iată, acum se bate, acel nucleu de nazism cu ucrainian, da? Se bate cu ce? Cu, cu extrema dreaptă rusească? De ce sunt și -aia păi acolo? Nu știu. Păi da, că, na... Să bate naziști bat nazi, cu naziști. Să bate cu da. Deci am auzit asta uh, Dar uh, nu, asta problema că Tot sunt soiul de astea paramilitare, mă da. gândeam și la Bietu Wagner, ce a ajuns ca numele lui să, să fie da. folosit. Pentru că știi că numele Wagner de la, vine de la Apocalypse Now, unde povestește... Nu știu. În Apocalypse Now, Știi scena din Apocalipsa Now care povestește acel colonel de, de, armată cum se duceau cu elicopterele da, peste da, da, vietnamezi da, da. și dădeau Wagner la maxim ca da, da, să da, le și fric. scena dată mereu. Exact, cu, exact. Cu e, și helicopter. acest grup Wagner, și că de, A, ar de acolo și fi acolo, Da, da bă, ce Hollywood, mică. baby! Eu uite eu, eu uite dată. Da, și, bă, și, mă gândeam așa la ironia asta istorică. Băi, bietul Wagner. Țara. Uite, da, neamțul Wagner. ajuns. Bă, a cucerit Rusia și în <răși> sfârșit un neamț care a cucerit Rusia. Da, noi eu vreau să zic ceva apropo de informațiile astea. Nazici, de naziști nu contează. Uh, partea nasoală că n-ar fi informații, vorbeam cu cineva, de exemplu, la începutul... Eu înțeleg că fiecare încearcă să-și facă cumva să cultive un entuziasm de partea cauzei bune care o fi bună, în fine, știm care e bună, să zicem. Uh, Dar de la, de la un punct încolo ai nevoie de niște informații concrete. Și spuneam un prieten așa, băi, joi dimineața atunci când a început ăla, am văzut la patru dimineața că nu puteam să dorm, că a început atacul, uh, vorbeam cu un prieten care suntem pe bursă. Vindem, nu vindem. A mers bine, primele zic, băi, hai dacă ne-a prins acum dacă pică, că de obicei astea pică imediat, știi, deci mm -hmm. mai a pus să vinzi. Adică până a deschis, deschide jos. Și, și primele câteva zile zic hai că îl batem pe Putin, nu mai vând. <gânt> deci, dincolo de cei bine și cei rău așa la nivelul metafizic, uneori avem nevoie de informații foarte concrete. Adică spunem, domne, ce se întâmplă, pe urmă atașăm și un sens și o dimensiune morală, imorală, bineînțeles care e acolo, dar Până un alta oamenii după Și pormă n-am ieșit și luni marți a prăbușit Adică vreau să întreb domne sincer acum am înțeles Dar dincolo de rupurile astea Și de cum e bine și cum nu e bine Spuneți-ne exact cum e acolo Ca să, că ne trebuie Cum să spun, debranșată de la bine și rău Să știm cât de cât informația Corectă, da sau cu ruble, știi? Să apucă unul și investește în ruble, are un contract. Dom'le, cât e rubla? Păi Stai, domnule, că s-a probușit că, bine, domnule, și eu dacă fac un, nu știu, fac un contract, pui un pariu, că și când ești pe bursă faci pariuri, de fapt. Că Hai asta. să spun una fii atent aici, în timp ce rubla se apreciază și Rusia Nici a încasat da. 40 de miliarde de euro luna trecută, zic ce am mai găsit pe net, așa, cu tot cu sancțiuni, Ucraina a pierdut cam vreo 500 de miliarde, ca urmare a devastării, stilmează, a, e știrea de pe Bloomberg. Bine, da. 40 de miliarde, nu știu dacă e chiar așa mult la Rusia, dar e destul. Da, păi, na, uh... dacă sunt sancțiuni... Uh... Da, da, noi nu știm ce înseamnă cifrele astea, știi? Ăștia când mi-aruncă ceva, bine, eu pot să mă duc să mă informez, vreau să zic că lumea nu prea... Când îți spui 40 de miliarde, nu știu, pentru România e mult, adică lumea nu are da, niște... Da, pentru Rusia totuși, da. N-ai niște cifre, da, eu fac așa, domne, au vreo 1,8 trilioane pib au bugetul undeva la 7-800 de milioane, știți, adică când aruncăm cifre de-astea, unele sunt greu verificabile odată, dar și când e verificabil, omul ia, mama, ai văzut, ta așa, și ce înseamnă, știi? adică într-o lună normală cât în casa, știi, asta e prima întrebare. Ai văzut ce e mult sau ce puțin bun? Băi, și... în toată situația asta, cred că cel mai, cel mai eficient este follow the money. Și când follow the money, îți dai seama că, de pildă, a fost făcută o conductă care, pe care s-a pus praful și se pun algele și căluții de mare căci gazul europa îl va cumpăra din altă parte pe alți bani păi, uh, vezi dată... că resursele se, au început să se vândă în China uh, la prețuri de dumping ceea ce venea pentru Europa la un preț hai să zicem păi, acceptabil da, oricum, la colo... aia lasă că de dumping era și pentru Germania știi cum e o vorbă adevărat. în geopolitică era de mult o vorbă o învățai în anul 2 de facultate la știință e, era tabu prețul care Germania lua gaz de la Rusia Că ei cred că au și problema asta, scuză-mă, ca să râdem acum, anecdotic, da, să zicem că ai un preț de 100 de lei la gaz uh -huh. și pe ăștia vin și discută acum, domnul, ai spus niște sancțiuni că luați cu 10% mai scump, să zicem, că vine cu vaporul, e mai scump și acolo. Da, da, dacă neamțul lua înainte cu 75 de la Rus Că e foarte probabil, adică dacă ne-am să cumpăra motorină furată, știi? Și zici, v-am scumpit-o cu 10%, până nu mi-ai scumpit-o cu 10%, că eu luam furată, nu puteam să zic că o iau mai ieftin. Și eu dacă luam cu 75% și tu îmi propui cu 110%, n-a crescut cu 10%, a crescut cu 30%. Uh, mai cred că în Rusia acum, eu cred că sunt mari probleme la nivel de corupție și că Putin cred, da? Din ce mai citesc? Stopinii opinii nu au valoare de adevăr, dar cred că sunt, sunt niște probleme grave de, în armată pe care nu cred că le anticipa. Adică cred că s-a trezit cu niște situații în care lipsesc niște foarte niște, mulți bani da, pe păi, care nu știi niște... Că vându-se rătan cu urmă, ele apăreau acolo da, și le vindat. Ei s-au lovit de asta de cu 15 Știi că este un documentar Aveau pe... Asta. E un documentar pe Netflix cu celebrii uh, mafioți care vin, uh, da, din, din uh, sudul Americii care au vrut să închirieze un submarin cu echipaj cu tot, să transporte droguri. să transporte droguri și uh, generalul, că era un general întreagă dacă vreți și cu focoase nucleare da. sau nu. Și așa ce că s-ar fi speriat suficient de tare, băi, nu, nu ne băgăm Eu și... Eu cred nu că, că alea chiar sunt cu submarine care transportă droguri, sunt sigur. Sau aproape sigur. Da, nu știm dacă au și focoase nucleare. Nu, nu. asta-s convins că așa funcționează armatele astea. Nu mai știi când i-a prins pe unii până Moldova cu vreo 10 ani că vindea un tank deci cred că la Galați, la Albița, dacă te duci și treci un pic, poți să-ți cumperi bine, nu știu ce faci cu el. Dar cred că de cum să te dai pe acolo un pic. Cel vis la ucranien, Sau, ce? mă rog, cel puțin acum 10 ani să putea asta. Sunt sigur că ei aveau pe de aveau pe hârtie niște tancuri și uh, în depozit. Zero. Da, e clar că dar da, în același timp e posibil ca și ea să aibă, asta am văzut un comentator american spunea, fără îndoială că rușii au avut niște probleme de felul ăsta, adică nu numai că nu s-a așteptat un teren la realitatea aia, că asta, hai să zici că în logica unei bătălii, e ok, știi, cum spunea Napoleon, niciodată nu te duci la bătălie cu planul dinainte făcut. Că sigur, ți-l contrazice ceva acolo, nu asta, hai la hai să zicem că e cumva în logica bătăliei, dar ei aveau probleme interne. Însă ăsta spunea, nu știu, unul mai bătrân. Fără îndoială că sunt probleme astea la ruși. Da, ce ruși, întotdeauna când au câștigat războile, aveau problemele astea. Ei împiedicați, așa au mers tot timpul. Și când au venit peste nemți, ei veneau foarte dezorganizat. Și, beții, ne da. și nemții se retrăgeau organizat. E fără foarte organizat, se retrăgeau nemții spre Berlin. Organizat, nu. Și ăștia veneau, băieți, adică, Pă, ăsta e soldatul sovietic, nu. N-aș miza prea mult că e dezorganizat. Păi, bravo. Normal că e hoț și. Cum era vorba aia când a venit intelectualul la Paris în diaspora rusească? Maestre, spuneți-ne în trei cuvinte: ce fac rușii, ce face Rusia noastră, dragă? Și mai sunt trei cuvinte: rușii fură, fură, fură. Normal, asta e. Mai îmi povestea cineva care a fost la Sankt Petersburg și a cunoscut acolo, mă rog, câteva zile cât a stat, o doamnă la vreo 60 ceva de ani care se bucura că fica ei a intrat de vreo 6 luni de zile într-o relație cu administratorul blocului hmm. ceea ce îi permitea să facă duș zilnic sau de câteva Maa. ori pe săptămână și nu o dată la o lună jumate cum le venea rândul. Da, ce an asta? Uh, cu 5-6 ani. Mamă. Bă, dar e și la gaz, că măcar gaz ar trebui să aibă, de două încolo. Deci niște probleme sunt, da. Cred că erau de... nu, gaz să-și pună și, wow, pune și da. în cap, cred că au probleme de aprovizionare, de... Nu, eu îți dai seama că nu-și face nimeni cred iluzii că tanchistul rus nu e beat tot timpul. Băi, noi ăștia din București parcă nu avem totuși problemele astea, oricât de mult ne plângem de tot. A, fel. da, bă, eu iarna asta am fost chiar bine și mi-a venit și întreținerea foarte puțin. bucură din de invizia mea. Da, 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 Aici nu se întâmplă așa. Adică mă rog. eu nu cred că vreunul, revenind la asta, vreun, vreun general de la să gândește că regulamentul ăla care spune că în armată nu trebuie să consumi deloc băuturi alcoolice să respectă. Aia Hai, jumate bez morți. Cred că în Măcel acolo... Și Ce? cel și un Bine, business. Acum ai și că... înțeleg că, că... cred că aia îi, trebuie să-i dai jumătate de de vot dimineața să ia joc un telescop, că lui tremură mâinile pe manetele alea. E, au mai apărut știri că sunt și anumite pastile cum să dau și, um, amfetamine și o amfetamine. și îți trece uh, nu Da, ai... Uh, așa ceva. Ai, a, așa ceva. <laughs> nu cred că Nu știi? Cu, mi a apărut o carte cu... Cum se numea nu mai știi? Pe firil ceva. Uh, Pervitil? Uh, am care să dădea na. soldaților germani, dar nu s-au oprit când s-au dus în Franța. A, până... da, mai aveau, stai pe au spus formă, le dădeau exact amfetamine și de-astea în ciocolată aia aveau, nu știu, niște cocaină, ceva, ei, niște am citit, doping. Am citit o știre cum că ar da. fi și aici pe la A, ei. Sigur, sigur. Și atunci îți dă altă Stai mă, îi dau ei și lui Ronaldo, stai, când nu luat, mă luăr și Ronaldo ia de aia. la Juventus, la celebrul laborator al lor. Deci juca Zidane până la 36 de ani, vine atunci când se juca până la 30. Da, Cu sau... Dolcems, cât crezi că o să mai țină nebunia asta aici? Păi nu știu, eu asta spun, dar ar trebui să avem repet, dincolo de bine și de cei bine și cei rău și cu cine ținem, să ne spună cineva că trebuie să ne facem, uite, calcule de astea de viață, domne, rubla, da, dar spune ține, domne, cât e rubla până la urmă ca să... Cred că s-au făcut totuși eu, am niște... răs, eu să știi că am investit foarte mult în perioada asta ca să... N-am stat așa ca să reduc dependența românească de gaz rusesc. De exemplu, am investit foarte mult în romgaz Bine, și m-a întrebat un prieten, și nu cumva ai făcut profit foarte mare? Bine m-am făcut, dar pentru țară am investit, adică pentru noi, nu... Da, da, să rămână banii aici. Da, bineînțeles, că la mine rămân. Și asta rădeam. Păi nu mă, dar pentru voi, mă, nu pentru mine. Da, ia zi, mă, nenorocitule, cât ai câștigat totuși de investind pe caco. Păi nu mă, da, eu am făcut în primul rând ca să reduc dependența Europei de gaz. Am făcut și eu am investit în astea românești. Hai mă, pleacă mă, golanule, de aici că ai făcut ca să Păi da, mă, că și, și OMV-ul a venit tot ca să ne ajute. Ce? Că mai fac și bani pe lângă e așa și eu. <laughs> pentru țara am făcut-o. Într-adevăr, mi-a ieșit și un profit acum. Băi, tot, tot pentru țara mă uitam. <clears throat> asta a fost amuzant. În toată nebunia asta la, la începutul războiului, da, când au venit uh, la mare de imigranți, da, ne-am trezit acolo cu cine? Cu uh, manelistul Dani Mocanu. Era acolo, no, nu știi, da? No, a venit no. să ajute niște fete ucrainience. <laughs> Ce stă el este de acolo. Dar să vă foarte bine, să ajute și da. Iar de câteva zile văd. Uh, Că, na, cum se întâmplă la noi în bătătură, există acest alt manelist, Jador. Am văzut care s-a supărat pe filarmonica din Timișoara, nu? Ăla e. Da, 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 dar s-a supărat lumea pe el. Se pare că lucrurile stau în felul următor. Cam fiecare oraș are maxim un loc în care se pot face cântări. În afară de zilele orașului, când mm. sunt alte bugete și se pun scene mm -hmm. afară. Iar la Timișoara există acest singur loc. Iar oamenii de, Da, iar oamenii de acolo, la nivel administrativ, au nevoie de banii ăștia. A, deci ăla și a vrut doar să închirieze sala. Atunci... Și dacă filarmonica, mă scuzați, nu vinde cât vinde jador, banii trebuie să vină a, și dar nu, nu, că eu am înțeles, știi? stai că eu nu știu cum a fost treaba. El a vrut să cânte la Filarmonic, în programul Filarmonic, sau au vrut doar să închirieze sala să-și facă el spectacol? Eu am înțeles că el a vrut să cânte la Timișoara Punct. Și asta mm -hmm. i s-a oferit. Noi că aici -am facem că evenimente. A că fost vreun festival, ceva și au zis, domnule, băgați-mă în program, că atunci poate ai vreo chestie de. vreo scuză Conflict legată de conținut. De... Să zici nu, băi, nu, nu e. Nu. Dar dacă omul a venit și a zis, Bă, vreau să închiriez sala pentru un botez, e altceva cam despre asta era vorba. Nu era botez, era cântare. Păi putea să vrea, poate vrea deci să facă un problemă, film porno. problema să... este că vai cum cântă asta la filarmonică. Asta e păi problema. Stai mă, da, dacă da factura de gaz când o fi venit la filarmonică. <laughs> asta mărită de 5 ori. Cu filarmonica și de ne în bilete. Așa, bună ziua. Cum? Dacă omul a cerut aia, eu cred că... Bineînțeles că te gândești că e și o chestie de simbol, de prestigiu, dar vezi și tu cât costă simbolul, ca să zic așa, adică vezi cât poți să lași. Sunt simboluri care pot fi vândute și simboluri care pot fi vândute pe bani mai buni. Sau... Ce am, Știi, situația de business am înțeles-o tocmai. Ce, ce mă ajută, ce mă enervează și mi se pare aiurea este această gura lumii. Băi, a, abia așteptăm ceva și să ne și mai enervăm un pic. Da, și unii și alții. Băi, și nu mai există, cum să spun, dacă întrăznești să ai o opinie care este diferită de majoritatea, ești conspiraționist și ești extremist de stânga sau de dreapta. Da, bine, și tu greșești. Eu încerc să am opinii bune. Și eu spun din prima. Eu mă, mă iertați că întrerup. bună, da. Eu aici sunt de acord cu binele. Și o spui răspicat. Și gata. Da, da. să niște skill pe care cred că trebuie să le învăț. Înțelegi, tovarăși? <laughs> Aveam eu un șofer în că Domnul inginer, când spunea domnul inginer, domnul inginer, părerea mea să mă contrazice asta. Mm -hmm. Eu zic așa. Băi, da, exact. Eu zic să facem ca lumea, să-i facem bine la omul ăsta. Să, părerea mea acum, dacă greșesc, mă, erai tu să fii de bagă. Deci exact așa întrerupea el ședințele, n avea nimic. Eu zic să facem... Să insinua. În mare spunea, eu zic să facem bine, părerea mea. Să mor tu. Așa e. Bine, mă. Atunci facem ca Uite, eu vreau să facem rău. Da, acum, dacă ai zis că o să facem bine. Băi, uite, vezi tu, nici Iohannis și nici Ciuca, Ei nu sunt în stare să aibă tipul ăsta de limbaj. Cum Par... avea Iliescu sau cum avea Băsescu Păsescu, Iliescu, da, iarăși Brici. Da, da. Stai, bă, seama, mă. Tu că Păciucă, dacă îl trimis să vorbească cu cheferiștii, cu s-a dus Băsescu, atunci știi că îmi grevă. Nu vă Direct, exact. S-a dus în gara de... Ia care-i problema? <laughs> Ciucă săracu Bine, deși ar trebui că la cazarm acolo Nu înțeleg ce fel de Că totuși când armată de... Bă, eu cred că acolo funcționează și cum funcționează când ești un, uh, hai să zicem, uh, temut dictator, da? Și lumea din jurul tău nu mai îndrăznește să-ți spună adevărul și cum stau situații. Da, e, și, și trăiești în ta. Da, iar nu cred că De la, da, de la, nu la cred capitan că încolo, gata, a uitat. Că totuși, băi, până la sergent locotenent trăiești în trupa acolo, nu poți chiar dacă tu ești șef. Dar care sunt marele lui fapte de vitejie în Afganistan? Mă, nu știu, dar în dormitor acolo și când face el școala militară, știi cum am făcut eu stagiu de șase luni, treci până niște fii, adică îți fac, nu știu, fapte de luptă, dar sigur îți fac niște farse, ca să le zic, ca niște, boteză. niște golă, acolo, trebuie să... Nu că să le faci și tu, dar măcar ai mai văzut, ai mai Ți auzit? se pare că face parte din categoria lor a oameni care nu și-au luat niciodată un an dinți. Tot și la, era da, la da, armat, da, Dar e mai greu asta, zic că la armată totuși. Dacă ai trecut în regimul la cazon, Cred că a vrut să uite. El a vrut să uite, să fie intelectual, de fapt, toată viața. <laughs> să vedem acum ce o să se întâmple Am cu, -a fi cu... acuzația asta de plagiat. E, toată lumea plagiază, adică nu e o mare șmecherie, doar a. că legea spune că dacă ai plagiat, n-ai voie să candidezi și uite că s-a... Păi stai, mă, că voi nici nu le-a dat voie la ea să verifice. Păi asta spuneam, da. Păi l-a zis, cum a zis, dacă se va dovedi, o să am demnitatea să iau măsurile care e bine. Uite, vezi cum am zis eu. Azi, spune, dacă e ceva decât părerea mea optim, e să facem bine. Cam așa ziceam. Uh, prin prezenta ți-aduc la cunoștință că îmi place să cred că ne mai vedem aici. Că-s foarte mulțumesc că ai venit. Oh, M-am distrat. A, și dacă vă place de noi un like ne-ar strica că ne vedem mai multă lume și de asemenea un subscribe ca să fim mai mulți care vrem cum să facem bine ca să nu fie rău da, op, nu, optim ar fi să fie bine știi, ba și cuvinte de astea așa, ca să pară că ai zis ceva știi? bine pa, ba. pa, pa, da, pa da. Silviu Munteanu și prietenii săi podcast nu futilități